Ia zi, Adriane, se aude acum, mă? Se mai aude ceva sau nu se aude? Dacă nu mai se aude, vedem ce facem. Dăm drumul la boxe. Scoatem boxele afară. Dați-le dedicație. Momo Radio Negoiță. Hai. Dați-le. Hai că ne strângem din nou. Tot îl facem până la urmă. Ăsta-i salutul. Ăsta-i salutul de la Dinamoviști de elită de acum. Și că l-am găsit a juca puțin anul ăsta, are decât 12 meciuri jucate. Băi, eu am spus că stai că mă uit acum, uite, luăm mai atent, că avem timp destul. Mâine? Mâine după 19.30, ora Angliei, dar în România 21.30. Mâine facem seara. Mâine îl facem seara. A fost rezervă pe 2 august? Olsen? Mhm. Deci era ultimul meci care l-a jucat? Adică nu l-a jucat, dar în fine. Bă, din august, înseamnă că e bine. Păi cum? Ăștia spuneau că n-a jucat deloc campionatul ăsta. N-are niciun meci, nimic. Eu nu știu cum de expira contractul sau nu știu ce s-a întâmplat acolo. Pentru că a venit târziu. 12.07 ultimul meci, nu Adi Vameș. Atunci a jucat. Mă, eu zic că e ok. Eu zic că danezi nu prea mi-amintesc așa. Parcă la Cluj parcă a fost unul. Parcă mi-amintesc ceva pe la CFR. Nu se mai bazau pe el. Probabil că nu vrea să prelungească contractul. Dar nu știu cum a avut el contract dacă a rămas liber. Probabil a avut până la 1 septembrie sau ceva de genul. Sau până la 1 august. Dacă zici tu că a fost pe listă în august, înseamnă că până la 1 septembrie o fi avut contract. Îl regretau fanii? Așa zice și Vamadi, eu știu. Am avut noi un feroez, da. Ăla era Panaram. Caută pe live score la campionatul Poloniei. Păi nu, contează, nu contează, vă uitați voi, deci de-aia facem live, să vedem mai mulți. Eu nu sunt aici la radio pârpâdâc, să vedem aici cum, nu știu ce, să facem pe prezentatorii. Ia să ne uităm la băiat. 23 aprilie 1994, data nașterii. Deci are 30 de ani. 1.78, fost internațional la Under 21 Danemarca, n-a prins, dar echipa mare n-a prins. Cotă 550, fii atent, e ceva care zic eu că merită dezbătut. Nu e Bartaslovu, mă, Bartaslovu, da, ăla era feroez, dar ăsta e danez. Nu poți să compari. Au reziliat probabil de comun acord. Păi nu știu, oare... A reziliat de comun acord? Păi de ce? Cum să rezilie de comun acord? E puțin suspect aici treaba. Nu pot să spui că și-a dorit el de mic copil să ajungă la Dinamo București sau să fie subalternul lui Nicoleta. Nu cred. A mai sperat să-l bage titular aia? Asta știți voi. Bun. Ia să vedem. Aici e prezentat ca mijlocaș și ofensiv. Da, probabil. Dar din câte am văzut eu, la ăștia a jucat pe pozițiile care le-a jucat. M-am uitat eu foarte atent. Și mai mult a jucat defensiv și box-to-box a jucat. Nu a jucat ofensiv. Nu prea a jucat ofensiv. A jucat puține meciuri ofensiv. Mijlocaș și ofensiv. Ce văd eu aici foarte îmbucurător, nu știu, nu pot să zic eu să-mi dau cu părerea prea tare despre el, dar e un jucător experimentat. Dacă are în extra clasa la polonezi, are 68 de meciuri, 3 goluri și 2 asisturi, asta nu e prea important. A jucat foarte multe meciuri defensiv, da? Mai are până, nu știu, Superliga asta ce e? Prin Danemarca ce? Ah, Danemarca, da. Are multe meciuri în Danemarca, vreo 80 de meciuri și acolo, da? Are în Liga a doua franceză, la Lille, unde a fi jucat el, da? 25 de meciuri.
Da? Până Elveția mai jucat. Dar ce interesant, și uitați-vă foarte atent la chestia asta, vă dezbat chestia asta. La un moment dat s-a oferit 1 milion pe el. Nu? S-a plătit 1 milion. E defensiv, e mijlocaș defensiv. Și box to box. Nu știu, eu zic că e un fel de... El așa... Probabil profilul lui a fost ca Milanov, așa, ofensiv, dar pe parcurs l-a retras. Au ieșit din conferență, m-am uitat cum acum i-au scos Sand Gallen. Păi se poate, nu știu ce a făcut Slas, dar bănuiesc că au ieșit din competițiile europene și probabil că au intervenit reduceri de costuri. A, probabil să fie asta. Păi da, are 30 de ani, te bazezi pe el. Nu știu ce să zic. Mie mi se pare un jucător interesant, adică... Și fiți atenți că asta văd de cel mai bine aici. Fii atent. În 2020, Aalborg l-a vândut lui Aarhus cu 1 milion. A? Cum e? Deci în 2020, Aalborg l-a vândut lui Aarhus cu 1 milion. Deci s-a dat 1 milion pe el în 2020. Acum 4 ani, nu? S-a dat 1 milion. Dar nu s-a plătit pe el, uite. Aarhusul a plătit pe el 1 milion. Și după aia Aarhusul în sezonul l-a ținut până în 2022, nu? Da. Nu, încă un an l-a ținut. L-a ținut un an Aarhusul și l-a vândut cu 200.000, a vrut să scape de el. Dar cota lui ajungea la 1,5 milioane. Cota lui crescuse la Aarhus. Foarte interesant. Că au adus Slas cu nigerian pe postul lui de la Abuja. Au terminat. Și că a fost ceva la club că suporterii l-au regretat. Păi nu știu asta. De unde ați venit cu informația asta? De unde aveți informația? Acum spuneți-mi. De unde aveți informația că suporterii l-au regretat? Ar merge 4-2-3-1 cu cei doi, cu Naore și acest danez. Cred că de asta l-a și adus. De asta l-a și adus. A adus de scouterii lui Nico. Sunt sigur că a fost schimb pe schimb. Hai mă ziceți. Pe postul lui joacă Tudor Băluță la Slas. Da, am înțeles. Pe paginile lor ați văzut voi și nu ea nu vorbea în poloneză. Cum ați înțeles voi poloneză? Asta mă interesează să aflu. Ăsta e ultimul lucru de care avea nevoie să schimbăm sistemul. Păi da, ce sistem ai avut Pătulea ales? N-ai jucat unul. Ultimul meci ai jucat 1-4-2-3-1. Ce sistem să schimbi? Ce părere ai de ucrainianul ăla de la Slobozia, fundat central cu 4 goluri? Nu l-am văzut pe ăla, Sergi. Nu l-am văzut, Sergi. Nu am uitat la Slobozia, chiar am uitat. Ci că aveau de aia cu traducere la Instagram? Aaa, sunteți șmecherași? Nicolescu iar declară că ne trebuie atacant. De la începutul lui iunie spune, tot spune și nimic. Băi, lăsați-o nebii. Abdalac se operează, auzi, sau s-a operat. Încă nu știu sigur dacă s-a operat, dar se operează. Auzi. Dar ați văzut ce declarație a dat Nicoleta acolo? A dat o declarație foarte mișto. Adică n-a spus nimic din nou. E teroare omul ăsta, vrei. E teroare. Teroare mare. A, s-a operat? Zice, mă uit și eu când ajung acasă, vreau să văd cum mor de oftică polonezii pentru că patronul nostru e mult mai șmecher decât patronul lor. Mă, nu știu, e ceva, e un catch. E un catch cu el, că... Adică băiatul se vede că e experimentat așa, deci nu e... Și danezii nu sunt profesioniști, de regulă sunt oameni calme, de calitate. Ceva e cu el. Ceva e cu el. Că au discutat în studio la Digi și spuneau că ce scria presa poloneză. A, ați văzut acolo, ok. În echipa ideală Milanov nu joacă la închidere lângă Naore. Cum nu joacă la? Dar ce joacă, Pătulea? Zi-mi mie ce joacă Milanov. Ce a jucat Milanov în meciul cu Ucluj? N-a jucat la închidere, dar a tras tot timpul lângă el. A stat lângă el acolo. Practic am jucat cu doi închizători acolo. În fine, nu vreau să am discuții în contradictorii. Nu mai era în grațiile antrenorului. Băluț, da, Băluț se joacă de rupe.
Băi, e teroare. Ok. Avea salariu bun și vrea să scadă? Păi și? L-a aruncat de acolo? Se caută comara ascunsă. Cine e patronul lui Dinamo? Băi, o fi adus un închizător de la Buja. Cred că a venit în două bucăți. Că altfel nu mi-explic. A venit și cu meniscul și meniscul... A venit el și meniscul vine după pauza internațională? Băi, ferească Dumnezeu, ai de lăsați prostile. Cu Cluj a fost mai defensiv că l-a pe Costin care trebuia să-l mânghe pe cap. Măi, a jucat, deci și cu Craiova a jucat la fel. Te rog frumos, la tehnico-tactic sunt profesor, adică sunt foarte pasionat. Eu tot timpul bun mă uit la așa ceva. Deci de la meciul cu Craiova, Milanova a jucat numai lângă Naurea acolo. Nicoleta e patron? Ce patron? Patronul cui? Păi, așa. Hai mă, ziceți aici. Abuja. Cum i-a venit cu meniscul în sacoșă sau nu? Mie mi-e frică că a venit cu meniscul în sacoșă. Ca Sermani. Deci, bă, mie mi se pare interesant, v-am zis că băiatul ăsta, pe băiatul ăsta în 2020 și Arcus a dat 1 milion. După un an de zile l-a dat cu 200 să scape de el, dar cota lui era în creștere. Deci, și-a jucat acolo. A jucat la Arcus. Băiatul ăsta a avut întors la gleznă, nimic grav. Da, n-a fost operat, asta știu și eu, nu e operat. N-a fost operat. Declarat. Probabil că s-o fi operat pe NV. Băiatul văd că a avut continuitate, că a jucat. Deci n-are probleme mari. Mă, danezii sunt, au o cultură fotbalistică mișto, deci nu ca și nația, așa mie îmi plac. Da, dar înseamnă că la anul o să avem o piesă ca Astrid. Ba chiar mai devreme, mai martie, zic că își devine. Operația să-și pună păr sigur n-a făcut cică. Asta nu. Mă, acum eu vă zic ce am auzit de el. Ce știu eu, ce am auzit. Că a avut o accidentare la gleznă, nu știu dacă e întorsă. Rețineți, pentru că a stat cam mult la accidentarea aia. Dacă era întorsă, într-o săptămână, două revenea. Dar am înțeles că a stat ceva timp. Sincer, un fundaș danez ar fi bun, zice Florin Fini. Și eu zic la fel, Florin. A stat o lună, păi, de două săptămâni s-a antrenat normal cu echipa. Mă, asta v-a zis Nicoleta? Eu am văzut acolo că a stat, stă ca de multișor, nu prea mai jucat de vreo două luni. Și, uite, spunea cineva că până în iunie a jucat ultimul meci. În iulie a jucat ultimul meci. Liber de contract a venit. Păi a venit liber de contract, normal, ce era să facă? Dar ce vrei să aducă? Vrei să aducă pe bani? Mulțumim, Ștefis! Mulțumim! Shoot! Fantastic! Mulțumim pentru sprijin, Ștefis! Susținătorul nostru numărul 1! Forța, Ștefis! Ce părere ai, Ștefis, de băiatul ăsta, de Patrick, de Olsen? Și că nu mai era în grațiile antrenorului. Bă, mie mi se pare interesant asta. Aici mi se pare interesant. Arcus plătește în 2020 1 milion pe el. Interesant, iarăși este în mod negativ că anul următor îl dă cu 200.000 să scape de el, dar mă gândesc acum că, deci fiind vorba de... avea și vârstă, probabil. El avea cot 1,5 milioane, nu înțeleg de ce l-a dat Arcus, așa rapid. Olsen era grădinar la Nicolescu și la toată echipă. Hai mă, terminați cu circul, băi, alo. Ce? Îi dă Abdalac, dar chiar vrea păr, că a mai dat de mult păr. nu se mai poate spune la ora asta, dar unde este părul? Pe 2 august, când aveam meci în Europa. Nu mă zic, băieții spun că, uite, o să vină Mihai, că el e cu statistica cu asta. Eu din câte văd pe Transfermarkt, a jucat până luna iulie. Nu știu ce fi jucat el acolo. Nu știu când termină campionatul. Pentru că au avut meci din cupe europene ăștia, nu știu, ceva de genul. A fost în lot la ăia, dar de jucat n-a jucat. Deci a plânge Gigi că l-a luat pe Bârligea și l-a luat pe Danez? Băi, mie a plăcut aia, faza aia cu... Nicoleta a zis că e mulțumit că n-a mai răsuflat în presă și că presa n-a știut nimic de transferul ăsta și a dat platos pe ceață. Aia mi-a plăcut mie cel mai tare. De parcă ea erau... nu mai puteau, avea un fetiș să scrie de danezul ăsta. Ei aveau alte subiecte acolo cu Bârligea, cu alea. Dar acum știi cum e. Băi, e un transfer promițător. Dacă e valid omul, dacă n-are nimic.
Deci acum poate, chiar dacă este sănătos și n-a pățit nimic, deci nu are nicio accidentare, da? Chiar dacă e așa, îi trebuie cel puțin o lună, două, o lună, hai, în 4 săptămâni ca să și intre pe felie, dacă e pregătit. Dacă nu e pregătit, de la peste vreo 2 luni. Acum mai contează dacă nu a fost accidentat. Arcus sau scouting de top. Scouting top, iau ieftin și bun, după care vând pe bani mulți. Păi și Florine l-a luat cu 1 milion și l-a dat cu 200.000 Arcusul. Alborgul l-a luat, nu, Arcusul l-a luat. Ba da, Arcus. De ce? Vorbesc prostii. Deci Alborgul l-a vândut lui Arcus. Arcus. Deci Alborgul l-a luat de la Helsingborg pe gratis, da? Avea el cotă de 250.000. I-a crescut cota din 2019 până în 2020. Deci într-un sezon. Mulțumim, Ștefis, mulțumim, Forța, Forța, mulțumim pentru sprijin. Deci a crescut cota la 1 milion brusc de la 250.000 și l-a vândut la 1 milion, adică cotă pe cotă lui Arcus. Arcus l-a luat și după un an de zile l-a vândut cu 200.000 să scape de la polonești. Acolo e ceva, aici e ceva, pute din paradis. Să nu doar ce amintea ce părere de nou transfer. Păi discutăm de el acum. 25-05 a jucat ultimul meci oficial și după aia a mai jucat în 2 amicale. Hai că până la urmă se adevărește ce am spus eu, că de 4 nu a jucat. Asta e, în fine. Vedem noi. Mă, nu contează dacă a jucat, n-a jucat, a fost un program în echipă, s-a pregătit. Deci aici sunt de acord. Nicoleta lucrează cu servicii speciale, nu se află nimic. Păi da, normal, lumea era ocupată să discute cu WC-urile, ce transferă e acolo, pe bani, pe milioane. Gigi adună și trece pe liber. Da, posibil. Deci anul ăsta nu prea a jucat deloc. Uite, nu m-am uitat, uite, să mă uit acum, hai să vedem ce a jucat în 2000, uite, mă uit în sezonul 2023, ia să vedem. Uite, pot să-i fac o căutare acum? Unde e, mă? Imediat ne uităm. Așa. Bulige al jucător care va deveni un nimeni. Bă, nu știu, nu pot, nu mă, mie îmi place băiatul. Garita a vrut să facă la fel și avea genunchiul praf. Wow! Păi cum nu joacă că s-a transferat în Polonia? Unde s-a dus? În Polonia? Unde s-a dus? 9-0-1, ultimului meci, am mai jucat în luna 8-a. Ai de capul lui. N-am mai jucat de mult. Băi, dar acum nu contează, eu vă spun. Cele mai bune transferuri le face Gigi. Mulți jucători cumpărați, sumă frumoasă de bani și returnați sau dați de pomană mai departe că nu erau buni. Băi, 1.400.000, ăla n-au plătit banii pe Ștefănescu. Și că revine la Sepsi, eu așa am auzit. Acum nu știu ce să zic. Păcat că la nu e cantitate, nu calitate. Păi la ce cantitate ia Dibucuri, că nici cantitate n-are. Părere CDB. Bă, era interesanțel. Și că eu nu știam că CDB avea 23 de ani. Deci e prost rău. Cine, Ciobanu? Da. Nu prea a prins din primul 11 în primul 22 în Polonia. După ce, cel puțin după ce zice Transfermarkt. Bă, nu m-am uitat atent. Uite, o să mă uit acum, să-i dau un refresh că... Mulțumim, Ștefiz. Mulțumim. Ștefiz, nu te-am mai văzut pe aici. Ai fost de... Parcă acum 2 live-uri te-am văzut. Mulțumim pentru sprijin. Transferurile astea sunt aduse de gura noastră, nu că ar vrea Nicoleta. Păi să știi. Să știi că dacă se pune presiune și ai văzut că ce am spus noi, cam așa s-a făcut. Sau se va face, probabil, într-un viitor apropiat. Să vedem. Eu aștept vârful. Mă, nu știu, Mihai, așa zic ăștia. Ce care 23? Așa au zis în presă. M-am rămas surprins. Uite, mă uit acum să văd. Chiar sunt foarte curios. Hai să vedem și pe Olsen. Ia, Olsen. Patrick Olsen. Îl căutăm aici. Ia. Păc. Știe cine... A intrat puțin? Mulțumim pentru susținere, Ștefis. Știe cineva când se închide perioada de transferuri? Mi se pare că pe 9, nu știu sigur. Chiar nu știu sigur. Dar așa am înțeles, că pe 9 parcă.
La noi, în Europa, gata, s-a cam terminat. Ia să vedem pe băiatul ăsta. Și că a închelit băiatul, 30 de ani, 538.000 la rata aici, 550 la rata pe transfermar. Ia să vedem, ultimul lui. A fost accidentat. Ia să vedem de când a fost accidentat. Hai că aici spune tot. A fost on the bench cu Slask Fece Riga 3-1 în calificări UCL, cred că e aici. 0-1-0-8, pe 1 august. Deci a fost pe bancă. După aia, pe 7-0-8, nu a fost în lot, a fost accidentat, da? Deci de pe 7-0-8 până pe 1-0-9, deci era accidentat. N-a jucat cu Pogon Secin, ultima etapă, da? Ok. Deci el a accidentat, a plecat de acolo. Ce-o avea, nu știu. Cam nu se stă atât de mult la o întorsă. Cum zice Nicoleta. Deci aici nu prea e întorsă. Like pentru Dinamo, avem un transfer de tras de păr, dar pare bun. Păi n-avem cum să tragem de păr, că e chel, săracu. Nu prea mai are păr. Deci ultimul transfer în perioada asta, dacă se închide pe 9. Păi nu știu, încă nu știm, așteptăm. Ia să vedem. Eu tot mai studiez, mai aștept. Poate... Cum Baptista 2? Ăsta... În pauza competițională avem din timp ocazia de a întâlni pe suporte și în afara stadionului. Și ce face? Unde îi întâlnește? Denis Politic și Mărginean și Javier Rodriguez, nutriționistul clubului, vor fi prezenți la standul de Saga Verde. E nebunit. Caragea, Rajvan Pașcalău și Antonio Burdușanu sunt prezenți la Arad, unde începând cu ora 19, deci a început la 5, vor începe, vor înfrunta Germania U20. Ia să vedem, frate. Deci am lămurit treaba. Băiatul a jucat, ia să ne când a jucat, în ce... Ultimul meci l-a avut pe 12.07, a jucat cu Mlada Boleslav într-un meci amical, da? Hai să vedem meci oficial ce a mai avut el. A jucat în meciul cu Rakov, 25-05. Oficial. Ultima etapă. A bătut Slas pe Rakov în ultima etapă, probabil că a fost poloneză. A bătut cu 2-1 și a fost în lot. Ia să vedem ce a jucat băiatul ăsta aici. A jucat exact postul care îmi joacă Cârjan, din câte văd eu. Ăștia Slasco au jucat într-un sistemul ăsta, 1-4-1-4-1. Să nu dăm peste al doilea Ilici. A fost bolnav la ovare? Băi, el așa pare promițător, hai să fim serioși, dar... După față pare Tandu, după ochelar scafandru, știi cum e? Și care foarte minute sezonul trecut în campionat. Da, acum... Nu știu, e nasol. Vestea bună e că sezonul trecut a fost integralist. De cele mai multe ori, anul ăsta o fi accidentare. Poate fi și un antrenor nou care nu halește. Ia să vedem ce picior drept, e stâng. Ia să vedem cu ăsta, cu Rodomia ăștia. Deci ăștia joacă 1-4-1-4-1. Ia să vedem și aici ce a jucat, Slask. Dar mai sistemul ăsta. A jucat centru stânga, unde joacă Cârjan. Nu știu, mi se pare puțin absurd. Antrenorul nu l-a mai vrut. 2100 de minute, 29 de meciuri, unde 70 și ceva de minute, e bine. Bă, plusuri, hai să-i facem plusurile. Da, uite, eu mă uit că ce nu-mi place mie, bine, ăștia au jucat în sistemul lui Dinamo, care joacă și Dinamo, deci e clar. Dar ăsta văd că a jucat centru stânga, joacă. L-o fi adus rezerva lui Cârjan? Poate e mai bun de introdus de pe banca de rezerve când ai nevoie de gol. Nu știu, ia să vedem. Hai să mai uit. Deci, anul ăsta. Deci a jucat Rodomia, Krakow, da? După aia a fost rezervă. A mai jucat în luna aprilie. Ia să vedem. Când a luat bătaie cu 3-2 și a jucat tot în sistemul ăsta, da? Da, joacă ambele poziții, ok. Deci joacă la mijloc acolo. Probabil că are un rol mai defensiv.
Ca să minte Mărginean, probabil. Probabil că asta e. Acolo pe Milanov, zic eu. Va fi schimbarea lui Milanov. Am auzit că au fost discuții de Negruț, dar nu l-a lăsat Sibiu să plece până... Neguț? Dar l-a lăsat Sibiu să plece până la iarnă. N-am auzit nimic. Posibil să vină din iarnă. Neguț, Neguț. Ce joacă ăsta? Mizocaș, nu? L-a adus pentru Cârjan, i-a pus gând rău să-l vândă. Nu știu, ăsta joacă în sistemul ăsta și văd că joacă... Acum am văzut că a jucat și poziția asta lui Milanov. Ia să vedem. Mai mult în spate. Ia. În luna a treia. Ia să vedem. Ia să vedem ce a jucat aici. Tot așa, poziția asta a lui Milanov. Da, joacă, poate să joace box to box. Pe închizător văd că n-a jucat deloc. Ia să vedem dacă a jucat la polonezi închizător vreodată. Slas cu Corona. Hai că ne uităm puțin în istoricul lui. Îl studiem. N-a jucat decât acolo pe poziția aia. În sistemul ăsta care îl face Burcă și îl preferă Burcă și cu Kopici, eu zic că e perfect. Deci anul trecut, ia să vedem, în luna noiembrie. Hai să-l vedem. Luăm așa meciul mai păsărit de așa și ne uităm puțin să vedem cum l-a băgat pe el în primul 11. Da, deci a jucat la mijloc acolo, în linia de mijloc. Se pare că e un box-to-box acolo. Bandă n-a jucat. N-a jucat bandă, nu. Cred că e lent. Și că mai ia un atacant și un fundaș. Așa zicea ăsta de 100 de ani. Până acum zicea de mijlocaș și fundaș. Pe transfermat e mijlocaș și intra la poziție favorită chiar în spatele atacanților. Are viteză. Are 1.78. Nu are viteză. Ia. Am uitat eu pe caracteristicile lui și nu... Așa, prin materiale video nu prea am găsit. Că trebuie să aduci jucători care se pliază pe tactică. Pe ce tactică adopți tu ca antrenor? Probabil. Nu, Banda n-a jucat. O să vină și el alții doi? Nu știu, ia să vedem cum stă băiatul. Deci în 2024-2025 n-are niciun meci. Ok, deci sezonul ăsta la revedere. N-a făcut nimic. 2023-2024. Ia să vedem pe băiat ce a făcut. Așa. 29 de meciuri și cu unul în Cupa Poloniei, 30 de meciuri, da? Nu prea dă goluri el așa, are 2 goluri și 7 pase de gol. Nu, pardon. N-are niciun gol, are doar 2 pase de gol, atât. N-are niciun gol marcat din 30 de meciuri. Așa. Cartonașe văd că a luat 6 bucăți și unul în Cupă, 7 cartonașe. În 30 de meciuri. Nu prea e rupător așa. De Neguț ziceam că e bandă? Aha, am înțeles. Problema că se acoperă, că mai vor să-l vândă din ei. Nigerien când mai aducem? Dar nu-l dă ăia dacă e sub contract Neguț. Eu nu cred. Nu m-am uitat la Neguț. N-am auzit de mișcarea asta. Chiar am auzit. Nigerien când mai aducem? Păi avem acolo regimentați. Mai scoatem câte unul. Mai îl băgăm la tunari. Mai... Știi cineva unde e meciul România-Germania? Neguț mai are un an? Nu-l dă. Intră în ultimele 6 luni și are bani de primit. N-am auzit de Neguț. Bordușan, titular al România Under 20. Pe Digi Sport 1. Pe Digi Sport 1. Hai dăm acolo, ia. Ia să vedem, pe Digi Sport 1. Vă spun eu acum. A început? A început. Băi, la noi bate un vânt aici de zici că se răstoarnă copacii. Da, Bordușanu, e tătic. Burnete, iar titular. Ia să vedem echipa la Under 20. Chiar sunt curios.
Chiar cumpărăm jucători de una, a doua, domnule Robert. Păi nu știu ce să zic, frate, nu am ce să comentez eu de asta. Are 30 de ani, experimentat, mulțumim Ștefi, experimentat, eu zic că te poate ajuta, dar nu știu ce, în ce măsură. Poate el să intre titular, asta. Din ce l-am văzut așa, nu m-a inspirat încredere, sincer vă spun. Ce mă face pe mine să cred că totuși e un jucător bunicel? Că s-a dat în 2020 un milion pe el. Mie mi se pare extraordinar chestia asta. Așa, să executăm un mocacino frumos, așa, să ne uităm la România-Germania. Avem ce vedea, nu? Așa. Dați pe Digi Sport 1. Acolo îi vedeți. Pe băieți. Pe tricolori. Deci mie asta mi se pare cel mai interesant, că odată aia nu prea dă bani aiurea, băieția. Deci a jucat 30 de meciuri anul trecut. Ok, asta este. Ultimul meci jucat în luna iunie, nu? Mi-e cam frică să nu fie ca și Cristian Ilic. Lent și a dormit pe teren. Băi, nu știu, ăla era mălai mare, așa, era înalt. Ăsta n-are, nu e prea plăvan. Are 1.78. Bă, danezi nu prea au fost. Nu mi-amintesc jucătorii în campionatul nostru. Iar ce, vă amintiți de vreun jucător din danez ceva până în campionatul nostru? Salutare, Mimi! 45, forța, forța, forța. Nu mi-amintesc un jucător danez în campionatul românesc. Pe ce teren joacă România? Nu știu pe ce teren, dar vă spun că pe Digi Sport îi vedeți. Nu știu ce să zic de el. Chiar nu... Nu mi-aduc aminte de niciun jucător danez în România. Dar ăștia mie mi inspiră încredere. Ca și nații, așa, sunt, au o cultură fotbalistică bună. Selmani, dacă ne uităm, a jucat în Danemarca 1, a jucat în Suedia 1. Selmani. Nu știu ce stil au ăia nordicii, dar oricum... Nu știu, faptul că s-a dat un milion în 2020 pe el și după aia și Slascu l-a cumpărat cu 200.000, mi se pare ceva ok. Hai să mai vedem și alții. Ne-am săturat de ăștia care se învârt prin Superliga de la o echipă la alta. Plus că vine de la o echipă bună și Polonia. Băi, n-am ce să comentez, Florin. Faptul că vine de la o echipă din Polonia, de la polonezi, să știți că Polonia e peste noi. Ca și campionat. Și că e un video cu el pe YouTube, cele mai bune faze. Nu, am văzut. Cam slăbuț. Am văzut. Da. De ok, am văzut video-ul ăla. Lovește mingea bine, n-am ce să comentez. Ca plasament așa, nu știu, mi se pare un Milanov. Mie mi se pare că e un alt Milanov. Mie așa mi se pare. Mi se pare că tot așa, e un mijlocaș de ăsta care poate să joace destul de versat, poate să joace și partitură de asta defensivă să vină mai mult, dar nu știu dacă, nu e, degeaba vorbești, Milanov nu mi se pare lent. Videoclipul ăla înainte să fie chel? Da. Ia să vedem, Under 20. Mie nu mi se pare Abdallah lent. Acum treaba asta, spuneți voi ce vreți. Nu mi se pare lent. Abdallah mi se pare excelent. La campionatul românesc, Milanov este foarte bun. Va fi rezervă în locul lui Milanov, Naore sau Cârjean? Va fi bun rezervă în locul lui Milanov, Naore sau Cârjean?
Păi, nu știu pe câți bani a venit ăsta, că acolo, hai să ne uităm puțin, în campionatul polonez se cam plătesc salarii mari. Și nu știu cum de acceptat el să vină în România, probabil, e foarte interesant de văzut cât i-au oferit ăștia salarii și de ce a venit el aici. Mie mie să nu fie accidentat. Rămân în continuare la ideea asta. Băi, încerc să-i găsesc pe aia noștri, pe FlameScore. Unde-i găsesc, bre? La ce campionat? Ăsta e amical? Ce campionate? A, nu, Elite League. România-Germania. Păi și mi-l arată când a început. Cum era? Că ăștia-s nebuni. Meciul a început. Ia să vedem. Eu îl căutam pe live și nimic. Clasament, Elite 20. Italia pe primul loc, Portugalia, Germania, Anglia, aoleu, este pe locul 6, adică n-a început, acum e primul meci. E o grupă de asta de câte? Sunt 8? 8 echipe, nu știu cum se califică ăștia. Elite League, Under 20. Cine știe cum se desfășoară campionatul ăsta, Elite League, Under 20? Da, am văzut, dar mi-a arătat că nu a început și arăta. Nici nu arată formația, nici nimic, da. Nu știu de ce nu arată, chiar nu știu. Nu dai seama că o să dea bani grămadă Nicoleta cu gașcă. Păi, eu nu înțeleg ce salariu de lu ăsta de a venit el încoace. Hai să fim serioși. N-am informații deocamdată de salariu. Ar trebui să fie ceva, o sumă destul de bună ca să poată să-l atragă pe ăsta. Nu știu ce să zic. Mi se pare ciudat. E ceva cu el, e ceva putred cu ăsta, cu danezul. Îl plătește în felii de Delma? Hai mă, lăsați-o. Nu e, spun eu că e nasol. Deci, eu din câte știu la ăștia, la polonezi, se plătesc salarii bune. Diaconul avea pe acolo vreo 25.000, 30.000. Ține eu minte când juca acolo la aia, la... Nu mai știu la ce echipă juca. Parcă tot la Slaska a jucat, sau nu mai știu. O echipă de-asta poloneză. Și mi-e frică dacă revine Abdalac repede, se răzgândește Nicoleta cu aducerea atacantului? Mulțumim, 45. Bodușanu-i titular la România, Under 20. Da, da. Nu crește fis, că se răzgândește, că a văzut care-i treaba, că-i tremură găuzul. Și nici nu-și revine repede, că se operează, auzi. Asta e, să nu fie accidentat. Eu la asta mă gândesc cu polonezul, cu danezul, cu Olsen. Ceva e împuțit, e putred în Danemarca, da? Pute tare în Danemarca. Putea chiloții rulază, rea, împuțiți, murdari. Nu știu, e ceva cu el, e ceva ciudat, ciudățel foc. Pentru că la polonezi se dau salarii peste 20.000. Să dau salarii de peste 20.000 și cum să-ți vină el ție fluierând așa, plin de veselie? Se întorcea la el în Danemarca, făcea ceva. Nu știu, e o chestie, e o nebuloasă. Să aduc atacant, Abdalac lipsește mai mult. Să avem de unde alege și... Păi nu spunea Nicoleta că, domnule, nu știu, e accidentat la umăr, i-a dislocat, nu știm cât stă, sperăm să vină cât mai repede. Să zică, dracu, nene, se operează și gata, asta e. Iubește Dinamo ăsta, Olsen? Poate îi dă coalifie. Nu, știi cum întreabă, zice, măi Abdalac, cum vrei? Coalifie sau fără alifie? Și Abdalac zice, păi stă puțin, zice, băi, dacă zic fără alifie, poate nasol, mă doare. Mai bine cer coalifie. Coalifie. Și atunci zice, alifie, vină încoace. Și le ia și alifie. Nu mai vine atacant, o să aducă fundaș și atât. Băi, trebuie să aducă, că n-ai cum să stai în Selmani. Băi, n-ai cum, mă, în Selmani. Băi, oameni buni, ăla se poate accidenta și el, că ăla ăsta e proaspăt, dar e operat de menisc, țărmanii. Odată s-a, gata. Ajuta Bordușanu, dar Bordușanu ce joacă, mă, acolo? Ia să-l vedem pe Bordușanu, hai că mă uit și acum, puțin. Ce joacă Bordușanu?
Salutare, Charlie! Forța, Charlie! Vine nemeț! Ce dacă facem, îl împăiem? Număr 10. Nu joacă nimic de când mă uit. Ia mă să-l vedem pe bordul. Bordul în centru. Gata. Ăla-i postul lui. Am citit și eu că Abdalar lipsește ceva, Selmani nu poate fi singur politic, lipsește și el ceva. Ceva? Lipsesc câte ceva. Și că Slasca au probleme cu banii, suporterii îl regretau. Ce credeți de Selmani la Națională? E extraordinar pentru Dinamo. Pleacă Red Knight în curând, vor aduce doctor sportiv, în curând ieși în insolvență, în curând luăm bază. Placa! Am înțeles că pleacă. N-ai cum să pleci. În curând luăm bază. Creștem organic. Uite, Bordu joacă în centru. Na, că i-a găsit postul lui Bordu. Bordușanu joacă în centru. N-ai treabă cu el. Ia să nici joacă băieții. Eh. 1-1-4-2-3-1, dar mi se pare periculoasă Germania. Bine, Germania la toate grupele de vârstă sunt tătici. Vreo trei ne dă Kosovaru? Ne dă pe dracu. Nu joacă. Că era bună. Pleacă și te lasă în datorii. Cine? Rede în buci? Păi cum să plece? Nu, că și-a banii. Întâi îndatorează bine aici și după aia, pac, pleacă, vine negoiță. Mai fac niște schițe de alea. Băi, noi plecăm, nu mai avem. Vine negoiță să vă salveze. Vine negoiță, băi, vă salvez eu. Avem la mijlocași ofensiv de să ne punem și în cap. Băi, Mihăiță, dar el e prezentat ofensiv, dar chiar așa e. M-am uitat eu acum pe astea. Prima dată că m-am uitat pe Transfermarkt, i-am văzut că a fost de bază, da, așa arată, mijlocaș ofensiv, dar și defensiv. Și m-am uitat pe meciurile lui anterioare și sunt foarte multe, uite, care a jucat mijlocaș defensiv. Ia, pe ofensiv cât a jucat? La polonezi a jucat mai multe ofensiv, fii atent, foarte multe, m-am uitat și eu. În câteva apare defensiv, uite, are 3 sau 4 meci. Așa, bun. Și ia să ne uităm la ceilalți, în ceilalți ani. Uite mai departe, mai înapoi. În 2022-2023, ia să ne cât a jucat la aia, la când a dat aia milionul pe el. Hai că-s foarte curios. Uite, le ia la purificat, la puricat. Purificat. O, tot la ăștia a fost. 2 ani a fost la ăștia, nu? 2 sezoane a jucat. La 31 de meciuri, 3 goluri. Deci are 2 ani la ăștia. Hai să vedem. Deci 2022-2023. Acum merge la 2021-2022. Ia. Hop. Ce a jucat băiatul? A jucat 30 de meciuri. L-au vândut, cred că la mijlocul campionatului. Mai avea contract 2 ani cu polonezii și a reziliat? Nu știu, probabil, ia să vedem. Așa, hai să vedem ce a jucat aici. Că a plecat de la danezi, la danezi juca mijlocaș defensiv. Și box to box. Nu mai box to box. Deci de asta l-a luat. Gata, e clar. E clar, a luat în locul lui Milanov să-l bage în minutul 62. Gata, enigma elucidată. Ce părere aveți dacă eram în atac la Dinamo Rahmani cu Selmani? Nu știu dacă se împăcau. Și eu nu înțeleg cum îi găsește. Îi găsește. Ștefi, ce zici mă de ăsta? Zi. Și mai avea contract 2 ani cu polonezii și a reziliat probabil. Păi, nu știu, ia să vedem că... Dar de unde iasem, dacă putem să aflăm pe Transfermarkt? Chiar sunt foarte curios dacă putem să aflăm aici. Îi dăm overall, pa. Ia să vedem. Da, acum el a plecat după un an jumate de la Polonezi. A jucat două sezoane jumate a jucat. Nu mă, cred că expira contractul acum. Că el am văzut că a venit până la jumatea sezonului la aia. La Slask.
Ce să zicem, să vedem cum se va integra. Eu am încredere că ne va ajuta, dar după 3-4 etape. Băi, știi care? Nu-i miroasea bine lui Ștefi, auzi? Nu se califica nicăieri, se joacă la Hoha. Ce se califice? Under 20? Să vedem pe Cârjean. Eu nu, eu cred că l-a adus acolo ca să facă schimbare ori pe Cârjean, ori pe Milanov. Și de regulă Milanov e cel vizat. Eu așa văd. Pentru că el în Danemarca, unde am văzut eu, în Danemarca a jucat mijlocaș box-to-box. Ce să zicem, să vedem cum se va integra. Eu am încredere că ne va ajuta după 3-4 etape, decât deloc. Ăsta mai a avut și... Am avut și meciuri în picioare. Băi, să nu fie accidentat, asta mi-e frică. Nu știu, pentru mine enigma Otiliei este că în Polonia era bine plătit și a venit în coace. Și cât poți să-i dai? Cât puteai să-i dai? 10-15 mii. Între 10 și 15 mii poți să-i dai. Ca să zici că îi dai un salariu foarte bun. Și ăsta nu-ți venea dacă nu te dai... Nu știu. E o problemă mare de tot cu el. Dacă e Gemi Milanov, e bun. Jucătorul are peste 12.000. Nu venea pe un leu. Păi nu, vine pe mulți bani. Păi acolo, la ăia, la polonezi, ții minte când juca diaconul acolo, avea 25 sau 27 de mii avea diaconul la polonezi. Nu știu dacă nu cumva la ăștia a jucat diaconul. La ăștia, la Slask. Mai mult ca sigur pe Milanov, pentru că Milanov nu duce un meci 90 de minute. Păi nu e, dar la Cârjean mi se pare că au semnat un contract că joacă. El îl schimb dacă nu când vrea el. Trebuie să joace un anumit număr de minute. Nu știu cum. Au făcut ceva. Au făcut ceva, un contract ăsta. Pe minute. Cârjean vrea să joace. Pe Cârjean cam îl roagă ăștia. Dacă vrea să iasă afară. Nenea Cârjean, vrei să ieși afară? E și bun Cârjean. N-am ce să comentez. Nu, mie îmi place. Îl plătim în apartamente, are clanul nevoiță de unde? Da, cred că da. Nu știu cum au făcut ei cu banii, chiar nu înțeleg. Ăsta, dacă îți dai seama că avea ceva salariu, eu nu cred că la CV-ul lui a venit să stea rezervă, zice Ștefis. Păi eu nu cred că i-au pus gând rău lui Milanov. I-a pus gând rău lui Milanov acolo. Ce-o fi zis? Băi, ia să zburăm pe Milanov și n-avea cu cine să schimbe, știi? Și trebuie unul măcar de talia lui. Plus că mai e o chestie, că Milanov s-ar putea să aibă contract ori până în iarnă, ori dacă nu, pe un an mi se pare că a făcut cu Dinamo și a venit în iarnă. Deci s-ar putea în iarnă acum Milanov să fie liber. Din câte știu eu, ia să vedem dacă găsesc ceva de Milanov. Chiar sunt foarte curios. Deci din câte știu eu, Milanov a avut pe un an. Păi nu e, ce 6 luni? Da, este, el poate să plece, dar nu. Probabil că se acoperă acolo, că poate să plece ăsta în orice moment. Dar omul stă până în iarnă, văd, Milanov. Ia să vedem cum apare la noi, George Milanov. Îl plătim în iubire la Dinamo și la City, totul pe bază de iubire și energie. Ronaldo ar juca la Corona Kielce. Ok, mersi. Da, Corona Kielce, așa e. Știu că acolo avea 27 de bucăți era, 27 de buliane. Nu se va contracte până în iarnă. Din iarnă poate să semneze oriunde. Eu zic că are contract până în vara viitoare. Păi așa auzim și noi că e până an jumate, dar să nu avem surpriza să fim fost până an. Dar nu știu dacă poți să-l faci, vorba ta. Mi se pare că poți să-l faci pe sezon. Apare pe Transfermarkt. Păi da, hai să ne uităm. Hai. Nu știu dacă apare. Până în iunie 2024 apare aici. Nu prea sunt actualizate. Nu știu, prima dată s-a auzit că are până anul viitor, în vară. Deci vor ca să, probabil să scape de el. Într-un ziar de sport polonez spune că era vicecapitanul echipei, s-a certat cu antrenorul din cauza ultimelor accidentări. Am dat pe translate. Am înțeles. Nu știu ce e cu el, chiar nu înțeleg ce e cu el. Băiatul mi se pare cam, știi, overqualified. E clar că ne mai trebuie un fundaș central și încă unul de creație. N-ai bine, ce creație? Îți mai trebuie un atacant și un fundaș central. Dacă aduce ăștia... Dar să fie buni.
Nu știu acum cu ăsta, chiar nu, mi-e frică să nu fie vreo țeapă. E vreo țeapă cu el, e vreo bălărie. Uite, Florin zice că s-a certat cu antrenorul și că nu intra în planurile lui ăla și a fost acolo un șucăr și l-a vrut să plece. Și probabil că de asta, că a plecat, na, nu mai avea de unde să mai găsească echipe, în fine. E bine că a venit la noi. Danezi la noi în România, uite, spuneau băieții că nu-și amintesc nici ei, nici eu nu-mi amintesc. Ce propunere ați avea pentru atacant? Păi nu știu ce mai e liber acum. Liber de contract. Unde găsim? Ia. Să găsim. Nu știu ce aș mai putea să mai găsesc. Abar n-am. Ce mai putea e? Dar bineînțeles că dacă nu poți să găsești așa, să-ți bagi din palme și... Problema e că ăștia cu la atacanți de pusese cruce. Hai să că nu mai aduc. Pusese mie o listă cu jucătorii pe care îi bănuiesc că sunt în ultimele 6 luni. E primul danez în România, e Radu. Da. Mă, așa cred. Deși nu este atacant, Alexi Pitu, credeți că s-ar integra? Nu știu, eu zic că e bun Alexi Pitu, dar eu știu ce se mai poate să mai joace el. Nu știu, la atacanți chiar nu știu ce să zic, pentru că nu mai sunt liberi. Ce am avut noi așa care puteau să se plieze pe salariul nostru și pe ce... Era vorba să vină la Dinamo când a zis el că nu l-a căutat nimeni de la Dinamo. Nu știu, băieți, e vorba de YouTube. Eu nu pot să-mi zică nimeni că... Nu știu, frate, ce să vă mai zic. Dacă nu mai merge, îl închidem, că n-are sens. Asta e. Se pare că el a renunțat la contract doar ca să plece acolo atunci când a intrat Dinamo pe fir. El mai avea contract. Nu l-am urmărit pe ăsta, de ce să zic, Florin? Nici nu știam de el. Nu l-am urmărit. Nu pot să știu dacă avea contract, chiar nu pot să-mi dau seama. Bă, la unii se aude bine, la unii nu se aude bine, nu știu ce e cu voi. Radu zice că merge, ăsta Adrian Iosif zice că nu se aude bine, cred că ai tu ceva. Și că a dat gol, România. Pe ce legătură să aibă? Eu am internet super tare, e fibră optică, n-am ce să comentez. Ia să vedem. A dat gol România, nu? Hai să vedem pe Burnete cum a marcat. Pasă printre, pac, 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 Burnete vine la intercepție, rac. Ia mingea frumos și a preluat-o, șut cu stângul. Gol.
Preluare cu dreptul și cu stângul extraordinar. Puretul ăsta era vehiculat că l-am luat noi împrumut. Era pe ăsta al Nico? Da. Pe titlul se aude bine, ai o problemă cu telefonul de pe YouTube. Am schimbat telefoanele. Nu, am schimbat telefonul de pe YouTube, dar nu e. Înseamnă că e ceva de la... Da, România conduce cu 1-0. România under 20 cu Germania under 20. Conduce România cu 1-0. Gol marcat de Burnete. Sunt momente că nu se aude bine, dar acum merge ok. Nu știu, eu știu ce să zic. E o problemă, nu știu de unde e problema asta. Deci a pus o postare pe Instagram cu fosta lui echipă în care îi mulțumește. A, lui băiatul ăsta, lui Patrick Olsen? Băi, v-am zis, e singura șmecherie. Acum, ca să-l analizez eu și scurt așa, v-am zis, nu e vorba de un jucător marca Copiș, pentru că el, copicel, cam are probleme cu... El vrea jucători cu talie, vrea de ăștia înalți. Ăsta nu prea înalt, băiatul. Are 1.78. Nu prea se încadrează la 1.85, 1.86, cum ia el. Burnete, dădeam lovitura, dar veneam împrumut. Ei, stai așa ușor, că nu ți-l dă aia gratuit. În comentarii le pare rău, oamenilor, dacă nu era bun, era înjurat. Păi acum uite că de sermanii îl înjurau ăștia. De Pavici nu se mai aude nimic, iar... Păi de ce? Joacă acolo, la greci. Am înțeles. Ia chiar, sunt curios. Joacă sau nu joacă? Dar nu e problemă, că acum avem nevoie de atacant. Hai că ăsta mijlocaș și să spui că... Nu știu, eu nu cred că... La 30 de ani nu e ok. Eu zic că își face treaba asta. Mijlocaș central, l-am văzut așa cum se mișcă în teren, într-un material video, se mișcă ok. Are experiență, n-ar fi o chestie mare, dar ai o nevoie de schimbare, că ai văzut că când nu mai joacă Milanov, n-ai ce să bagi acolo. Mărginea ăla nu face față, e clar. Eu sunt mai liniștit că l-a adus pe ăsta. Mulțumim, Iulian, Forța Dinamo, mulțumim pentru sprijin. Deci eu sunt puțin neliniștit că aici ceva e putred în Danemarca. Unii spun că el mai avea contract cu ăștia, cu polonezii și că a întrerupt deodată. Accidentarea asta mi se pare suspectă, el n-a mai jucat de la accidentare. Nicoleta spune că a avut întorsă, dar nu cred că e întorsă. A stat prea mult pentru întorsă. Deci el n-a mai jucat încă vreo o lună jumate n-a jucat. O lună de zile. Cam 6 săptămâni am văzut că au jucat aia, 6 etape au avut și el n-a jucat. Poate dacă l-aveam pe Olsen în loc de Bordușanu cu Iași și Uglui, se poate să poate că scotea mai mult. Păi nu știu ce să zic cu Olsen. Ție cum se pare, Adrian Mihălțan zice, Olsen nu pare un transfer bun. Mă, nu știu, e suspect. Nu știu dacă e bun sau nu e bun. El ca mijlocaș. Dar mijlocaș central, cu experiența lui la 30 de ani, a dat un milion de, s-a dat un milion pe el, s-a plătit un milion. Ciudățenie e că după un an l-a dat cu 200.000 ca să scape de la polonezi, polonezii l-au luat. Acolo li se dă salarii destul de bune. Băieții spun că nu, ea nu plăteau salariile, slască ea, nu mai avea probleme cu banii. Și a vrut să plece el și se certase și cu antrenorul, în fine. Să sperăm că nu e accidentat. Doamne ajută să fie ok. E bun acolo în lot. Decât să te bazezi pe Mărginean, nu cred că... Din câte l-am văzut eu, nu e ca Mărginean, e disciplinat în joc, l-am văzut cam cum, dă la poartă, nu știu ce să zic. Și nu juca el la polonezi, un campionat greu, are, am uitat eu în două campionate, însă a jucat două sezoane jumate. În prima jumătate de sezon a jucat 12 meciuri și în următoarele sezoane a jucat 31 de meciuri într-unul, 30 în ăsta, în al doilea. Mi se pare bun. Campionatul polonez e un campionat greu.
La mine arată că joacă la ora 20, meciul și când a început. Se joacă, vezi că e pe Digi Sport 1, Adrian Iosif. Intră pe Digi Sport 1, l-am uitat eu numai, l-am oprit, că m-am plictisit. Nu mai mă uit că nu contează pentru nimic acolo, nu e niciun campionat. Mă uitam așa, doar de control. Am văzut golul Burnete, l-am văzut pe Bordușanu că joacă acolo mijlocaș central. Și eu zic că o să fie ok ca și ceilalți. Ca și ceilalți care? Iulian. Vurdușean a ratat o scăriță? Nu m-am uitat atent la meci. Hai că vă răspund la întrebări. Dacă vreți să mă întrebați câte ceva și vreți să dezbatem un subiect, hai ziceți. Și eu le citesc toate comentariile. Nu sunteți prea mulți. Suntem 30 de aici pe TikTok, 30 pe YouTube. Să nu fie aceiași. Olsen pentru Liga, zice Adrian Mihălțana, Olsen pentru Liga 1 e bun cel puțin 2 ani. Măi, a făcut contract pe 2 ani, nu-i așa am înțeles. Până în 2026. Eu așa am înțeles. Și că eu vreau să-mi zici cât crezi că are salariu. Băi, nu știu, el trebuie să aibă salariu mare. Da, pătule Alex. Eu cred că are salariu mare. Pentru că nu-ți venea. Ăla când a venit, țin minte, când a venit... cum îl cheamă? Ronaldo Diaconu, când a venit la noi, nu știu cât i-a dat ăștia, 10.000 sau 12.000 i-au propus și el a strâmbat din nas, Farul nu i-a dat banii ăștia, dar Farul i-a garantat că joacă. Și lui era frică că nu o să poată să joace la Dinamo și retrogradează. Are salariu mare, eu zic sigur, fără nicio discuție. Salariu peste 10.000, 100%, eu zic că 12-15.000, da, cam așa. Din câte știu eu acum la Dinamo, cel mai mare salariu e 12.000, dar... Ăștia băieții politicul cu Cârjan au 10.000 lunar și nu știu cum au, bonusuri de performanță, care dacă le ia pe bonusurile alea, practic le duce salariul la 12.000. Așa știu eu. Acum, cum o fi, cum nu o fi, vedem. Ăsta știi că ține sub apuc toate chestiile, toate cheltuielile. Nu știu, ăsta dacă nu venea așa pe puțin, da, și eu zic la fel. Dar interesant e că a venit în timpul campionatului. Adică ăștia băieții spun că el mai avea contract cu ei. Și au reziliat pe calea amiabilă și a semnat cu Dinamo. Nu știu, mi se pare, îți dai seama că i-a dat ceva cașcaval. O să răsufle în presă. Ăsta nu venea. Dacă nu-i dădeai cașul, nu. Deci are cel puțin, eu zic, între 12 și 15. Eu așa zic. Eu spera să rămân acolo. Da. Măi, în campionatul polonez, în Polonia se plătește. Uite, ca să vă dau un exemplu, în România un salariu minim e 500 de euro, nu? Cam așa e, nu? Nici 500 de euro, salariu minim pe economie. Și la polonezi e 800. Deci asta se vede și în fotbal, îți spun eu sigur. În general, oamenii din țările nordice sunt învățați cu bani mulți. Soro mi se pare în transfer reușit, sper să-l văd titular. Nu știu, trebuie să tragă de el fizic, să vedem. Ce? Dacă Dinamo era la mijlocul clasamentului, venea Diaconu la Dinamo. Da, venea, 100%. El n-a venit de frică să ne retrogradeze. Mă, ne-a ajutat și el dacă venea anul trecut. Dacă semna. Dar în locul lui ce a venit? A venit Milanov. Milanov a fost mai bun. Cum să nu fie bun, tu ai jucat acolo cu Bordușan. Băi, Radule, ți-am dat bloc fără să... Ai zis că nu se aude și te-am blocat. Ci că o să se uite anul ăsta în play-off. Nu cred că prindem play-off-ul, nu știu ce să zic. Eu nu cred. Ce credeți, prindem play-off-ul? Hai ziceți, da sau nu? Hai să vă părerea voastră. Ci că Diaconu nu e sculă, părerea mea. Băi, era bun. Era bună, mai ales atunci ne trebuia. Dacă venea atunci, era bun, hai să fim serioși. Eu zic că era bun. Hai mă, ziceți, prindem play-off sau nu prindem? Hai, bag sondajul? Gata, îl bag. Hai, s-a marcat. Hai. Prindem play-off-ul, da sau nu? Voi ziceți 1 și 2, v-am învățat cum faceți, YouTube-ul. 1 și 2, da sau nu? Da înseamnă 1, nu e 2-ul. Hai. Ce credeți voi? Prindem sau nu prindem?
Ia uite optimism aici debordant, 6-0 la TikTok. Wow! Hai că mă speriați! Deci prindem play-off? Băi, șansele sunt mici, vă spun. Uite, analizez în direct live pentru voi. Hai că analizez pentru voi, uite, să vă spun cum văd eu, repede. Așa. Și poate ne întoarcem la Olsen, să vedem ce mai poate să facă băiat. Bă, băieți, hai să fim serioși. Cât? 8-1, fii atent, 8-1. Cu încă două transferuri, rupem tot. Suntem peste petrolul. Bun. Ia. 8-2. Am prins cu 100 la începutul campionatului. Bani pe jos. Bani pe jos. Băi, sunteți criminali. Băi, nu poți să prinzi, mă. Uclujul prinde? Prinde. Da, una. E știută, da? Universitatea Craiova prinde? Prinde. Două. Le știm. CFR Cluj prinde? Nici nu discutăm. 3. Rapidul prinde? Prinde. 4. FCSB-ul prinde? Prinde. 5. Mai e un loc liber. Locul ăsta liber ne batem noi cu, fii atent, Oțelul, Hermannstad, Farul. Nu vă uitați că e pe locul 11 și care 8 puncte, că din două meciuri, bam, bam, și a venit acolo peste noi. Deci, bă, noi avem 12 puncte, gândiți-vă, și Stâna și cu Farul au 8 puncte și vin meciurile cu ei directe. Cine mai sunt? Deci Hermannstad, Petrolul, Oțelul și Farul. Sunt 4 echipe. Și noi, 5, care ne batem pe un loc. E mai mult decât greu. Bă, Oțelul nu m-a impresionat pe mine, sincer. Deși sunt acolo sus, au 15 puncte. Mie mi se pare că da, a fost cu avut bulan, cu portarul ăla, cu ăla de la venit de la noi, portarul ăla meseriaș. Ci că și nemții și-au adus ingineri, da. Ucluj nu prinde. Părerea ta, e părerea ta. Ia ce să prinde Ucluj. Ce părere aveți voi? Ci că Ștefi zice, e greu, rău de tot, Florin Fini, Sepsi. Ce cu Sepsi? Nu prinde Sepsi. Nu prinde. Nu cred că își revin Sepsi. Chiar dacă și ei ar putea să reintre în joc, eu nu cred că... Cine a semnat la ei? A semnat vreun antrenor? Oaia rămâne afară? Nu mai visați. Visați prostii. Aia bre, ce dracu, ea bagă mâna în buzunar, la lapă Bârligea, Ștefănescu, au trupă, bă. Acum se specula pe presă că se întoarce Ștefănescu la Sepsi, că îl dă înapoi Oieru, nu cred. Mutu va fi viitorul antrenor al Pepsi? Să mâncați, nu prind. Nu, ei nu mai au timp să revină. Trebuie să începem să câștigăm în deplasare dacă vrem play-off, dar nu ai cum. Bătule Alex, nu câștigi în deplasare. Tu nu ai fost în stare să-i bași pe Iași, mă. Unde vrei să câștigi tu în deplasare? Unde vrei să câștigi? Hai să vedem. Dacă îi batem pe Oțelul, dar eu nu cred, dacă n-ai putut să-i bați tu pe Iași și îi bați tu pe Oțelul. Nu cred. Noi ne batem cu Farul la locul 6, restul se vor pierde pe drum. Gigi, eu nu cred. Nu știu, n-am încredere. Eu nu cred că echipa asta, că Hermannstadul e prea asculă, odată, nu cred în ea. Da? Pe Slobozia nici nu iau în calcul, că ăștia, acum, dacă îi batem, îi trimitem în căcat. Dacă îi batem noi. Dacă nu îi batem, ne ducem noi la fund. Nu poți să intri în play-off dacă câștigi acasă. Da, doar acasă. Sunt peste noi astea patru? Cum? Care astea patru? Oțelul, Petrolul, Hermannstad, Farul? Eu zic că nu sunt peste noi, dar Farul e greu, e un adversar greu. Nu știu ce să zic, și Oțelul ia punte în deplasare. Frăție, dar eu am prins boala mare pe Ucluj, la fel și eu, Ștefist. Pentru play-off suntem 42-43 de puncte, avem deja 12. Mai luăm 8 în următoarele 4 etape. Băi, fraților, nu vreau să vă desumflați. Băi, eu nu vreau să vă desumflați. Pe cuvânt. Hai să nu visăm așa, cai verzi. Nu, eu nu cred că... Deja prindem play-off și nu putem juca în Europa. Degeaba prindem, da. Nu-i vorba Adrian Nicolțan, că
Știi cum e treaba? Poți să prinzi și tu play-off acolo ca să fii în top și să iei ceva bănuți, cașcaval. Te pregătești pentru sezonul următor. Important e să poți să-ți asiguri o continuitate. Tu acum a trebuit sezonul ăsta să joci cu gândul la sezonul viitor, da? Eu știu. Olsen va fi tank, apărare e ok de locul 6. Mai trebuie un atacant. Bă, mi-a plăcut, acum hai să fim cinstiți. Eu l-am criticat pe ăla, pe Ciclop, dar Ciclopul s-a mișcat bine, două meciuri are. Voluntari și cu Cluj s-a mișcat foarte bine. Dacă continuă așa, e tătic. Cred că puteam să scoatem un egal oricare dintre contracandidate. Cred că putem să scoatem. Păi, da. O Cluj e peste noi? Păi tu ce zici? E peste noi? Ia uite în clasament să vezi. Revii după aia, nu? Radule, ce zici mă, Radule? Dacă ajungi în play-off, mai faci bani din bilete, da. Îți dai seama, mai joci un meci cu Stâna, mai joci un meci cu Rapidul, joci cu meciuri grele, cu CFR-ul. Trebuie să facem 44 de puncte. Na, cum să fie degeaba, stai niștit, joci fără presiune, eu mor pe toți acasă. Bă, eu mor pe dracu. Băi, hai să vedem cum omorâm pe Slobozia. Mie mi-e frică de Slobozia. Păi și ai bătut numai acasă, deci Dinamo are, fii atent, are 3 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri, și a jucat 5 meciuri în deplasare. Păi da, și acasă, crezi că o să bați acasă non-stop? Uite, vine acum, uitați-vă la meciul cu Voluntari. Greu i-am bătut pe Voluntari, greu de tot. Uitați-vă bine la el. Da, pe termen lung poate să cadă echipele astea, dar ăștia își doresc foarte mult. Cu nou stadion o să vină mai mulți bani. Deci gândiți-vă că la... Deci la U Cluj e al doilea sezon în care caută obiectivul ăsta și cred că îl prinde anul ăsta, nu mai scapă. Craiova au trupă, nu am ce să comentez. Oțelul, la Oțelul e o enigmă pentru mine. Cum se ține? Au 0 înfrângeri, Oțelul. 4 victorii, 3 egaluri, 0 înfrângeri. Nu știu. Vedem și la meciul cu ei. Mi-e greu să cred că îi batem. Și noi nu putem să batem. Asta e ideea. Nu putem să batem. Urmează varianta. Următoarea vacanță a lui Nico va fi la Abuja, Nigeria. Păi crezi că e prost să duc acolo? Că îl ia ăia și îl ascund. Îl bagă la valiză. La meciul cu Faro o să vezi dacă prinzi play-off. Da, îți dai seama. Clar. Așa este. Cristian. Dar numai că îți dai seama de acum. Deci dacă... Dacă cumva o comiți, fii atent așa, acum sunt 3 meciuri, joci acasă cu Slobozia, după aia treci în deplasare la Oțelul și vii acasă cu Botoșani. Dacă nu iei de aici 6 puncte cel puțin, niet, nasol. Și eu sper să, Iulian, că eu sper să retrogradeze Sepsi. Și eu vreau la fel. Va fi urât meciul cu Slobozia, Homo și Boateng se vor întoarce târziu de la Națională. Mai nu prea o să fie așa de obosiți. Dar nu cred că joacă amândoi titulari. O să fie nasol cu deplasarea, că vin cu avionul. Îți dai seama, aia când or veni? Nici nu știu când au meci. Mi se pare că au meci miercuri și trebuie să intervine la titulari. Cred că vin direct acolo. Vin direct la stadion. U Cluj nu au fost peste noi și au avut toți titularii. Și care a fost problema? Că nu înțeleg. Salutare, Daniel! Membru din Aumiș de Elită VIP. Oțelul vor mișura porțile mai mici. Băi, o șmechire și cu porțile alea, mă, na! Oțelul de aia, uite, are puține goluri primite și are și marcate. De aia nu prea mănâncă ei bătaia acasă, că iau porțile, mișurează porțile. Naționala Togo are fundaș central foarte bună echipele din Europa. Nu o să joace, da, nu joacă. De aia, băi, a convocat, sunt tătiși, ce să mai... Nu o să joace. La meciul cu Faro, vezi dacă prinzi play-off, sunt de acord. Acum o să vedem și cu termenul lung. Pe termen lung. Pe termen lung, eu zic că multe echipe nu o să poată să țină pasul, dar mi-e frică să nu cumva să fim și noi printre echipele astea. Care nu poate să țină pasul și o să se ducă în jos. Mi-e frică tare. Nu cred că, eu sincer, mă uit așa cu ochii așa de vulpoi. Deci e clar că aici Farul o să aibă un cuvânt greu de spus. Nu se lasă Machidonul să nu intre el în play-off. Iulian zice că stăm bine fizic. Băi, echipa arată bine, dar mai aveai nevoie de 2-3 piese acolo.
Acum, sincer, ați văzut că noi am cerut, am făcut presiune și pe toate mediile în online, am cerut. Adu jucători, fi, oh, 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 până la urmă s-a mișcat. Bine că l-a adus pe ăsta, vedem ce e cu el. La mine semnul de întrebare la Patrick Olsen dacă el e în plenitudinea forțelor, adică dacă nu-i cumva accidentat. Și în ce condiții a semnat el cu Dinamo, având în vedere că acolo la ăia avea peste 25.000, așa, peste 20.000, hai să zici, nu zici 25. Dar avea între 20 și 30.000, gândiți-vă, în Polonia. Și nu știu cum a venit aici. Și a venit pe un salariu mare, deci dacă a semnat, eu zic că undeva între 12 și 15.000. Are și 30 de ani, nu venea el ca să joace meciuri sau ceva, să-l atragi pe el cu de-astea? Nu. Și că au fundaj la Bayer Leverkusen, Hetafe, Dunkerque. Aia, togolezii? Mm. Nu joacă, o să fie rezervă, dar asta e, nicio problemă. Dacă bați farul, ai șanse? Păi acolo se joacă, bine. Cum ai gândit dacă bați farul, tu n-ai putut să bați Iașu. Hai, mă, ce dragi. Hai, băi, alo? Treziți-vă, mă. Nu știu, nu sunteți realiști deloc. Eu acum știi, și mie îmi place optimismul vostru, știi că mă lipsesc și eu. Dar nu știu, parcă totuși e prea, e ceva așa prea fictiv. Și că lasă că bate moaia, nu îi bazi nici pe voi. Nu-i bați nici pe voi. Nu-i bați. Măi, tu n-ai câștigat cu niciun adversar tare. Ce ai bătut? Pe cine ai bătut tare? Tu ai bătut pe Petrolul și pe Petrolul și pe cine? Pe Craiova ai bătut adversar tare, dar câtă muncă, cât bulan. Iar ai venit, mă, cu hater. Sunt eu hater. Lasă să fiu eu hater și voi să fiți minunați, optimiști. Eu zic că avem cel mai bun cuplu de fundaș central. Și că eu sunt hater. Când acum să eu urăsc din amă, măi, boule. Băi, vită încălțată. Nu poți să spui mai așa ceva. Așa și Ucluj și CFR au avut bulan cu noi. Pe unde a avut bulan? Că te-a întors, Iuliane. Hai că te-am scos afară, nea Badea. Du-te, bre, de aici. Și mai e puțin să termină turul. Batem 3 meciuri din astea 4 ușoare și ești pe 3-4. Hai vrei ce dracu. Și alea ce fac? Stau? Echipa? Gigi, dacă ar fi așa ușor, mâncava ar... ce sunt fericirea și sănătatea? Dacă ar fi așa ușor, ce naiba? Noi trebuie să fim puțin realiști. Adică, nu știu, eu cel puțin nu pot să mă mint. Nu pot să... Și nici pe voi nu pot să vă mint. Eu sunt realist. Ai văzut că anul trecut când spuneați voi că retrogradăm, bă, Robert, nu ce un B, nu mai scăpăm. Eu v-am spus, bă, stați-mă ușor, că nu-i chiar așa. Dinamo e Dinamo totuși, e un nume. Liga 1 fără Dinamo nu e la fel și asta și o să facă mișcări de trupe. Au făcut ăștia, au băgat mâna în buzunar, au făcut ceva. Cum au adus niște jucători buni acolo? Au închis. Că a adus copii, că a adus nu știu care, sau acoperit găurile acolo. Și uite că a fost bulan totuși. Oile îi prindem înainte sau după meci în Europa. Toanele Ciobanului sunt șansa noastră. Nu îi bați pe oi. Nu, eu nu cred că îi bați pe oi. Mai ales că joci la ei acasă. Că jucăm la ei acasă. Strângem noi banii, facem noi masa, strângem dară, dar... Eu zic că play-off-ul și, ca și obiective realizabil anul ăsta. Să dea Dumnezeu și măicuța domnului Ovidiule, dar eu nu cred, sincer. E realizabil dacă faci niște transferuri bune, dacă îți aduci un atacant, dacă mai aduci un fundaș sa până acolo, da, așa poți. Dar altfel nu, n-ai cum. Și depinde de Olsen ăsta dacă e ceva de capul lui. Vedem. Nu, eu zic că cu oile n-ai șanse să-i bați. Eu nu cred că îi bate. N-ai cum să-i bați pe oi. Păi vine iar Burligea, iar. Îți mai trage Burligea vreo două. Teoretic avem cel mai ușor program în următoarele 4 meciuri. Teoretic, practic. Păi de ce e ușor?
Pe hârtie, că joci cu echipele astea care echipurile sunt mai slabe. Da, da, ați văzut că cu voluntariul de-abia, de-abia ne-am mișcat, de-abia... Noi suntem în scădere, de la meciul cu Craiova, suntem în scădere mare de tot, de turație. Pentru că am pierdut două piese din echipă. Deci prima dată a ieșit politic, s-a văzut cu Craiova, am fost puțin mai slăbuți. A mers, a intrat bine banii acolo pe partea aia și a rezolvat, l-aveam pe Abdalac pe dreapta, a fost ok, da? După aia ne-a dezechilibrat aia cu eliminările aia și am avut acolo o problemă, a trebuit să tragem herupul ăla cu oboseală. Și în meciul cu voluntari s-a rupt Abdalac, a doua piesă care lipsește de acolo. Deocamdată n-ai soluții, nu mai poate să arate echipa cum a arătat, n-ai cum să joci același joc. Să vedem și Soro ce poate, probabil va intra titular în meciul viitor. Nu știu, nu mi se pare, Soro nu mi se pare ofensiv, nu mi se pare așa ce trebuie. Nu știu, e greu cu, băi, vă spun adevărul, ascultați-mă că sunt vulpoi bătrân pe fotbal. Eu v-am zis și data trecută, v-am zis anul trecut când erați voi toți pesimiști și plângeați pe aici, aoleu, ce umbe, eu v-am spus, bă, rămânem. Greu, dar rămânem, eu v-am spus. Și v-am spus de când era Burcă și ne chinuia atunci. Atunci v-am zis, bă, dacă pleacă Burcă, scăpăm. Și așa a fost. Virați unii în iarnă, bă, nu mai, gata, suntem pune în capăt, nu știu ce, n-avem cum, nu se poate, calculați punctele pe aici. Și v-am spus, bă, stați liniștiți că nu mai calculați, că Dinamo, dacă se vrea, scapă, dacă nu, nu. Gata, ai ajuns acasă, Mihai? Am ajuns, da, bună seara. Am ajuns de vreo oră, dar mi-am mai făcut și eu menzi de pe aici. Eu am lucrat pe acasă și când lucrez pe acasă pot să intru când vreau. Dar degeaba am intrat căci că pârâie, bârâie, nu se aude, nu știu e ce. E rău de tot. Da, nu se aude bine? Așa. Acum se aude bine din ce ascultasem, dar mai devreme nu se auzea. În alte de la început, de exemplu, nu se auzea bine. Da. Cine știe? Are momente și momente, dar s-ar putea să fie de la YouTube, că am mai auzit problemele astea de la YouTube, adică nu e, și la mine mergea greu YouTube, adică nu se vedeau comenturile, Nu știu. O fi. Eu n-am mai intrat pe la ora asta, am intrat așa, mai devreme am intrat când, marți sau când a fost. Când lucrez pe acasă, intru, știi? Mai ales că era plictiseală, era, știi cum e o vreme aici, deci vine să te arunci de la etaj. Bine că stau la casă. Îți vine să te arunci de la etaj când vezi, eu. E întuneric, așa zici că e noapte. Ia zi, l-ai verificat pe ăsta, pe Olsen? Acum ne uităm, Patrick Olsen. Mi-e frică să nu fie știu eu pe ăsta. Mi-e frică să nu aibă ceva asta. Să activăm un VPN să ne uităm pe niște... Nu știu ce să zic. M-ai ascultat puțin mai devreme când spuneam de salariu. Că sunt salarii cam mari acolo în Polonia. Cum a acceptat el să vină încoace? Nu e ceva putre aici? Mă răs că are 30 de ani și ar trebui să se gândească la bani. Nu-l interesează pe el să joace. Ăsta nu mai poți să zici că e jucător, că îl interesează să joace. Eu nu cred că putem să batem oile. Vă zic sincer, nu vreau să vă mint. Eu vă spun sincer ce părere am eu. Nu vreau să... Vreau să verific întâi Instagram-ul, să văd ce... Uite. Ce zică ea. Instagram. Căci că îl plângeau ăia pe acolo, pe Polonia, că nu știu ce, că-i plâns. Să vedem, stasc. Uite postarea cu el, hai să vedem ce zică băieții în postare. Ia să dăm un translate, un translate. Pe poloneză. Zice așa, Patrick Olsen părăsește SASC, Vorskla, mirocașul danez, și-a rezilat contractul de comun acord și va reprezenta acum Dinamo București. Deci, vedeți, de comun acord. Da. Patrick, mulțumesc pentru toate momentele frumoase, pentru titlul de vicecampion al Poloniei și pentru angajamentul tău. Încrucișăm degetele și mult succes, mă rog, așa a scris ei. Amintiți-vă tu gest, nu știu ce, avem hashtag. Da. Să vedem primul coment. Pare un pic rasist, așa, la ochi. Cu accidentare a trecut analize medicale în România, nu a existat rând deloc și fanii au fost doar mințiți? Uite primul coment. Cu accidentare, a spus ghilimele, atenție, a trecut analize medicale în România, nu a existat rând, iar a pus ghilimele deloc și fanii au fost doar mințiți? Deci ăștia se confruntă cu Niculescu al lor. Probabil că n-au bani. Probabil că n-au bani, ea și lor fi dat. Lui fi dat drum. Nu mai putea să-i plătească salarii. Președinte SAS și directorul SAS l-au
Am înșelat fanii spunând că Patrick nu a jucat pentru că era accidentat și l-am lăsat să plece. Cu toate acestea, acest regizor este un preten, este un măscărici. Băi, oameni buni, ceva pute. Adică ăștia că știau că e accidentat și el nu e accidentat? Băi, el a fost accidentat, că apare accidentat. Am citit câteva articole și am văzut că a avut accidentare la gleznă, dar nu spune dacă e... Ăsta Nicoleta spunea că a avut-o întorsă. Dar eu acum spun mai mult, că n-ai cum să știi dacă a fost întorsă. Întorsa se vindecă 2-3 săptămâni. Mai mult nu poți să stai. El a stat vreo 6. Mi-e stat de ruștine ce face acest club. Ce un documentari. Cred că nu fi avut el. Sunt oameni mai nemulțumiți ca noi. Da. Nu mai sunt bani acolo. Nu mai fan Slask și Manchester United să nu fi în perioada asta. Așa de scul o fi băiatul ăsta. Am pus noi mâna pe ceva incredibil. Dar tu ceva putem da Danemarca. Păi sunt așa niște argumente, nu? Deci s-a plătit pe el o sumă destul de mare. Hai să ne gândim un pic. Este 4 septembrie, era el, da? În perioada de transferuri prin țări, prin campionate mai civilizate, nu mai e deschis. Nu. Deci unde mai era? În Cipru, care putea să se ducă, Turcia, România, cred că în Serbia mai e un pic, mai putea în Scoția să mai fie, știu că în Scoția ține mai mult. Nu știu. Ciudat. Păi acum mă gândesc cât i-o fi dat ăștia. Că ăsta nu venea pe bani, pe 2 lei. Îți spun sigur, 30 de ani și a desfăcut și amiabil, adică a renunțat acolo la gogot. Acest patron este un măscărici, mă rog, curva, da. Curva, da. După aceea traduce ca măscărici. Da. Păi... Că îți dai seama că el a plecat de acolo, că probabil că s-a discutat cu el, a discutat patronul cu el și a zis, bă, nu mai avem să-ți dăm bani. Du-te de aici, că uite, noi avem probleme. Ia fii atent aici. Și atunci? Acest i-a dat Instagram-ul, este un clon pe picioare de rață. L-a dat pe Eric și l-a angajat pe Kilmala Eyamba, care arată ca un bou. Oh. Poți să te întorci și să conduci un alt trahat. Păi trebuie adus deci altul în locul lui Edgar Ie, era păcat. Da, deci pe aia sunt supărați foc, nu? Asta nu înțeles că e și presa. Mă, înseamnă că era bun, gata. Poate găsi niște articole din presa. Am pornește odată VPN-ul vieții. Mă, danezii, la danezii acolo am văzut că s-a plătit o sumă de transfer, 1 milion pe el. Deci e clar. A avut 1 milion, cota lui de la, era la Helsingborg și avea 250.000 cota și după aia s-a făcut 1 milion cât a fost la Arcus. Arcus sau Arbor? La Arbor. La Arbor, a jucat un an. Și ăia imediat, la ea le-a crescut cota, i-a crescut 1 milion și l-au vândut. L-a vândut la Arcus. Ia să vedem. Deci dar știu că Alborg e într-un rahat păi și foarte ce? Mare. Păi cum? De ce au? De ce sunt încăcate? Păi Alborg e Liga a doua. Are ți-o dat din motive, știu eu, financiare. De asta l-au fi vândut ei după aia pe 250 de mii? Mă gândesc eu. Păi nu, Alborg. Nu Arad. A, Arcusul a luat de la aia. De stai puțin, că nu, uite, nu vorbesc. Nici nu le știu echipele astea de la ei. Patrick. Stai să intru pe el. Olsen. Stai să intru pe el ca să văd exact. Știu că a fost la Helsingborg odată. Acolo am văzut că avea cota 250.000. Și după aia l-a luat Alborgul, nu? Da. După aia ăștia l-au vândut lui Arcus cu 1 milion. Și Arcusul l-a dat lui Slas după un an de zile cu 200.000. Cum dacă i-am asta Patrick Olsen. Da. Patrick Olsen. Ovidiu spune că 10-15.000. Păi așa spunem și noi. N-ai cum să... Mai puțin de 10.000 nu se dă nimeni jos din pat ca să vină. Sunt supărați polonezii cum erau nord-coreenii când a murit președintele. Da, suporterii regretă. E clară treaba, Gigi. Deci putem să fim siguri de asta.
Ce ai, mă, frate? Mergea... Erori? Refuză asta să meargă. Nu, merge... Ai văzut Burete? Burete a atonație. Preluare cu dreptul și cu stângul. Nu știu cum pară cu Demani. Plâng pe străzi aia, nu? Polonezii. Mă, nu-i vorba de, eu cred, acum sincer, dacă uite din ce ai citit tu acolo, Mihai, comentariile alea, deci e clară că ăștia nu mai au bani să plătească salariile, probabil avea salariu mare. Și eu fi spus tot ăsta, băi, nu mai avem de unde să-ți dăm banii, pleacă, că dacă era el, el spunea, băi, eu nu mai plec acum, că nu mai îngăsesc echipă, stau și eu până în iarnă, știi? Mă plătești. Și ei au fi spus, băi, nu mai avem bani, pleacă, lasă-ne. Înțelegi? Asta cred că a fost șmecherie. De acceptat să vină încoace. Și acum să vedem. I-a făcut până în 2026, nu? Uh-huh. Contract. Deci, practic, el ar trebui ca să-l suplinească pe Milanov, nu? Ar trebui Milanov când pleacă acum să nu ne mai intereseze, că l-avem pe Olsen. Site-urile din Polonia scriu că a fost unul dintre cei mai importanti jucători. Zice Pătura Alex. În sezonul în care au fost vicecampioni. Pe când a fost? Anul ăsta sau anul trecut? Vicecampioni. Zice că Mihai Olsen e o combinație între Andre și Kroos. Sincer, eram șocat când l-am văzut pe pagina oficială pe Olsen. Încă un atacant și eu nu mai zic nimic de rău. Hai. Păi acum e puțin, e ceva suspect cu el. Ăia l-a anunțat că e accidentat și ăștia, suporterii acuză pe ăștia. Că uite mă, l-a dat la Dinamo și a trecut viza medicală. Acum, sincer, dacă a trecut viza medicală, e puțin suspect de pojar, nu? Cineva minte. Că au terminat pe... Nicolescu. Eu cred că Nicolescu minte. Au terminat pe 2 ani în trecut, anul ăsta au început prost, probabil că e o situație nasoară la Slask. Probabil. Anul ăsta au terminat la egalitate cu campioana. Și că 1-0 România cu Germania, da. Ne uităm la meci? Eu nu mă uit la meci, Lot. Nu. Nu mai mă uit, am văzut golul ăla lui Burnete. Am găsit un editorial, Sport TVP.pn. Ia zi. Hai să te aduc. Deci, Patrick Olsen și-a rezilat contractul cu Slask, așa s-a mutat în România. Vedeți ce scrie în editorial. Așa, dăm și noi un translate. Patrick Olsen, mijlocașul danez, și-a rezilat contractul de comun acord și va reprezenta acum clubul Dinamo București. A anunțat clubul de fotbal din top Slask, nu știu ce, pe platforma X. Fostul capitan al lui Slask a semnat un contract cu Dinamo valabil până în 2026. Mm-hmm. Interesant. Absolvent al Academiei lui Brumbie a venit la Slask în perioada de transfer de an a sezonului 2021-2022. A câștigat rapid un loc în formația de stat. În sezonul său de debut pentru Slask a jucat în 12 meciuri din ligă. În sezonul următor a fost unul dintre cei mai importanti jucători ai echipei. A jucat un rol important la mijlocul terenului și a contribuit la menținerea ligii, la atingerea a realizării de vicecampion. Atingerea ligii, nu știu ce am vrut să zic asta aici. Traducere mai de-a bun. În campania 2022-2023 a participat la 27 de meciuri, de asemenea a marcat 3 goluri și a preluat banderola arhă de capitan. A apărut cu ea pe umăr de 19 ori. Cele mai mari succese a lui Olsen în vârstă de 30 de ani cu Slask au fost însă în sezonul 2023-2024, care a jucat 29 de meciuri. Danezul a fost un jucător important în echipa lui Jacek Maghera și a ajutat semnificativ echipa să câștige titlul de vicecampion al Poloniei. Deci era... piesă. Da. Nu știu, eu singurul semn de întrebare aici, la accidentarea aia. Cineva minte. Ori ea n-au mai avut bani, erau prinși la ananghie și a trebuit să scape de el și au prins, au intrat ăștia ai noștri pe legătură pe... Ia să vedem. Editorial Marca Radu Naum aici. Ceva. Ce se întâmplă la Slask? Nu știu ce. Olsen dat gratuit. Inadmisibil. Așa, ia să vedem. Slask este pe care să-și descurajeze complet fanii. Acum clubul și-a luat rămas bun și de la Patrick Olsen și un... și nu va câștiga nimic din asta. Mamă, dar i-a demolat.
Danezu părăsește Liga Poloneză și se mută la Dinamo București. Mamă, se mută, s-a transferat la Dinamo București. Toate acestea, clubul nu va câștiga nimic din această tranzacție, deoarece contractul a fost reziliat de comun acord. Vedeți? Deci a fost reziliat de comun acord. O să n-a ajuns, mă rog, iar a jucat 73 de meciuri, a marcat 3 goluri în 73 de meciuri și 2 pase decisive. Bun. Măi, nu contează prea mult golurile acolo, la mijlocaș central. Că nu le iei să-ți dea ție goluri. Să-ți dea pase decisive și să-ți închidă bine jocul. Și, practic, se pliază pe sistem, Mihai. Că am văzut eu ce au jucat Slascu și au jucat 1-4-1-4. Păi nu știi că am pus pe grupa seară, că au jucat același sistem ca noi. Da. Deci a jucat în sistemul ăsta, deci el vine și se, practic, se mulează perfect acolo. Problema e acum, el, fii atent, din punct de vedere fizic, ar trebui să fie pregătit, nu? Că el era sub contract cu ei, era, se pregătea cu echipa. Tania Lusaz nu-i convine această mutare, la urma unui jucător care a fost capitanul echipei, pleacă gratis toate acestea, cumulate cu cele 4 puncte din meciul din sezon și se află în zona retrogradării. Deci acolo e ferită. Penalti România. Hai mă că îi batem pe nemți, mă, la Under 20. Se vede mâna lui Niculescu. A adus tineri, exact pe tineri. Dar dacă este el... cel puțin de același nivel cu Edi, ne-am scos la mijlocul terenului. Nu-i pe profil cu Edi, ia alt tip de mijlocaș. Nivel cu Edi de... De valoare, nu? Vrei să zici. De valoarea lui Edi, da. Mă, oricum e un jucător de 30 de ani ca Edi, o să-ți așeze jocul frumos acolo. Eu spun că e o mutare care, practic, acoperă anul viitor, plecarea lui Milanov. Eu asta spun. Că Milanov poate să-ți plece, din iarnă poate să-ți plece. Poate să zic că, bă, mi-am găsit echipă, plec. Un editorial și mai interesant. De ce Slask l-a dat gratuit pe Patrick Olsen? Motive sportive și non-sportive. Opa. Ia să vedem. Să vedem ce scrie în editorial. Patrick Olsen nu este jucător așa, e fanii de pe rețele sociale se primă indignarea pentru că a fost oferit gratuit unei echipe din România. De ce a fost luată această decizie? Se pare că jucătorul avea perspective slabe de a juca în acest sezon, iar contractul său a fost unul dintre cele mai mari. Cică Viorel, că Danezu poate vine în locul lui Voicu, acționar, la câți bani a băgat Voicu, care vrea să dea acțiune în august. În august? Anul nu se știe, da? Sigur poate să facă față. Păi el are bani mai mult decât Voicu, clar. Aoleu. Ok. Slas care banii, întorc cu lopata, au intrat ieri sume imense. De unde? De la Dinamo? Ce nenorocit e, mă. A plătit Nicoleta. A dat Nicoleta. S-a spus să apuși. Rolul său în echipă a fost diminuat la începutul, la sfârșitul sezonului trecut, în principal din cauza accidentărilor. Dar, după cum se dovedește, nu a fost singura problemă. În pauza dintre sezoane, antrenorul Jacek Magera ar fi spus că Olsen a fost puțin prea lent pentru modul de joc pe care îl preferă. Este vorba despre explosivitatea lui și viteza în jocul cu mingea. Bine că n-are gagici, alea, șmecherii. E ok. Venirea lui venirea lui Marcin Cebula și Tudor Bălunță, a tânărului Tudor Bălunță, atenție. Așa. Danezul nu a mai avut loc și a trebuit să găsească o altă echipă. Auzi, și băiatul ăla, Băluță, s-a dus acolo la Slas, la ăștia? Da. Ai de capul lui. De ce? Păi ăștia sunt acum în vrie, cu bani. A nimerit și ăla că... Din lac în puța. Era locul 2. Ai de capul lui. A plecat pe la, la echipa de pe locul 2 și ajunge la retrogradare. Ia ficiată și a zis Niculescu lor. Plecarea unui jucător important din sezonul trecut este mereu o veste tristă și trezește mereu emoții. Oh. Acesta este o decizie de comun acord a directorii sportiv a staffului condus de antrenorul Jase, așa și a jucătorului. Deși Patrick a fost ținta critici în ultimii de ani din partea acelorași fani și jurnaliști care acum se întreabă de ce pleacă, el a fost întotdeauna valoros pentru noi și îl respectăm. Mm-hmm.
Cumva le-a zis, bă, bulagiilor, l-ați ridicat atâția și acum, Da. deci ăștia sunt pe Ăla era un penultimul fel de loc. elit. Da, lasă și pe că îl regret. Regretau, înțelegi? Bă, O nu fi știu acum, văzut pe nu. Băluță, o No. fi văzut pe Băluță și-o fi zis, olele. Claus, bă, Băluță, ce băi, băiatule, lasă-l dracu pe Olsen aici. Nu umblați. Și că am citit și eu Deci. același articol. Nu cred că îl scotea Băluță din echipă. Ceva e ciudat aici. Mă, eu cred că, fii atent. Acolo, la Și echipa aia, atenție. este tot așa un investitor de ăsta, Gianni Nicoletta. Și s-au întâlnit Slavia este amândoi după șapte mafioții și au făcut meciuri. o făcătură. După 6 meciuri, că s-a scăpat rentare un meci mai puțin, este pe penultimul loc, are 4 puncte și va avea 6 cu 10. Al treilea cel mai proastă defensivă din ligă și aproape cel mai prost atac. Eu zic că o să fie un jucător bun, mi-e frică doar să nu stea mai mult accidentat, zice Ovidiu. Bă, mi-e frică să... Nu, el nu prea s-a accidentat așa. Mi-e frică să nu vină accidentat la noi. Înțelegi? Câștiga pe ăsta. Deci că Cecu s-a referit indirect și la câștigurile danezului, care, conform informația noastră, a reprezentat un factor important în contextul unui eventual transfer, chiar dacă era vorba de o revizuire de contract și de a permite jucătorii să plece gratuit. Am reușit să confirmăm că Olsen a fost unul dintre cei mai bine plătiți jucători din echipa lui Slask. Ok. Ia să vedem ce ar declară ceva Nicolescu-ul. Țineți cont întotdeauna de starea actuală, de sănătate, de formă, de caracteristice, de motorii, de tehnică. Mamă, mamă, ăsta e mai ceva ca Niculescu. Asta e tare, mă, nu așa. Și de impactul asupra echipei și a jocului în sine, precum și de finanțele clubului. Deci la final a băgat-o, bă, băieți, Da. uitați-vă și la bani. Uitați-vă și la Patrick nu a noi. jucat primele 10 meciuri ale sezonului din cauza unor accidentări. Atenție. Am achiziționat înlocuitor, nu-i mai citesc, că am citit. Și pentru tânărul Tudor Băluț. Hai că a venit Iar bomba. adunat la A venit o coadă. bombă. Bombă! Mai Dinamo citesc? cere... Așteaptă puțin. Dinamo cere reprogramarea unui meci din Superliga. E un mare dezavantaj. Am făcut cerere oficială. În cazul în care următorul meci al lui Dinamo din Superliga cu Unirea Slobozia rămâne stabilit pentru vineri, 13 septembrie, Zeligo Copiș va suferi câteva probleme în rândul lotului. Da, pare că nu vin togolezii. Motivul ține de faptul că nouă jucători ai câinilor se află la loturile naționale, pe lângă faptul că Abdalaki s-a accidentat, Cătălin Cârjean, Ahmed Bani sunt cei mai importanți. Iar aceștia au fost convocați Daniel Pancu la Under 21. Așa, iar Eu Nicoleta? cred că mai degrabă de togoleze vorba. Iar Nicoleta zice că oficialul a tras din nou un semnal de alarmă privind modul în care câinii sunt tratați în fotbalul românesc și cere reprogramarea duelului cu Unirea Slobozia. Și că este un mare dezavantaj că echipa... Da, e clar că e o problemă. Eu am spus întotdeauna că e vorba de un proces. E vorba de un proces, auzi. Mulți au sărit să mă contrazic spunând că vorbesc prostii, inclusiv acest aspect legat de respectul pe care celălalt ți-a trebuit să-l acorde așa. Păi și care e problema? Ai făcut demersurile? Dinamo a fost neglijat, trebuie să fie respectat. Așa ne... Ia să vedem ce Acum zice. mai pune joi. Trebuie să mă uit să vedem ce zice. Revenind la programarea meciului de vineri, am avut discuții cu cei responsabili și am făcut o cerere oficială pentru reprogramarea meciului în orice altă zi, sâmbătă, duminică sau luni. Încă așteptăm un răspuns. A, e clar, tot vineri jucăm. Ia fiți atenți aici, mai e ceva interesant. Să plece, a insistat și soția fotbalistului. Ea a vrut să se întoarcă în Scandinavia, dar adevărul brutal este că nu a existat oferte de acolo. Da. Și a fost variante de împrumut, dar nimeni nu i-a acoperat salariul fotbalistului. Bă, dar ce salariu are ăsta, mă, Măi, mâncavaș? eu nu ți-am spus ție. Uite, ascultați-mă ce vă spun. Când era diaconul la ăia, la unde a jucat el, că nu mai știu, uite, iar am scăpat echipa aia, cum se numea echipa, nu mai știu. Când juca în Polonia, la Corona Kielce, parcă a jucat. Când juca la Corona Kielce, el a zis că în presă a apărut că avea 27.000 pe lună. Și a zis că acceptă o reducere drastică a salariului la 12.000 și vine la Dinamo, așa? Era vorba că să vină atunci la noi. Ce doamne, vin cu 12.000 la Dinamo și cu bonusul de performanță, dacă o scap de retrogradare, dacă nu știu ce. Și după aia semna cu farul pe 7.000. Pentru că i-a spus la regele că vină mă la noi, că prinzi naționala și o să te relansezi, te duc eu și te vând și te fac. Și când colo a O ajuns la fi Kermanstad. convins Nicoleta cu baie în ciocolată, de aia nebună, fierbinte. Nu, cred că auzi de Nicoleta, că
Să fii gândit că Nicoleta îi trage vreo țeapă, era și la noi atunci de gringolada aia, dacă ții tu minte, în iarnă atunci. Nu se știa dacă vin jucătorii, dacă nu știu ce. Taru Bordușanu. Ui, termină cu prostil. Uite, de ce mai râs cu alea? Taru Bordușanu. S-a accentat cu Bordușanu cu germană. Nu, eu citesc articole. Caut aici informații despre băiatul ăsta. L-au scos afară? Și nu pot să mă intru pe Digi că sunt pe VPN și nu. Are strategie Nicoleta cu nigerieni, creștem organic. Da? S-a accidentat. Hai de cap. Mă rog, ce mai vreau să punctez este că, cum am zis, cum am bănuit la început, șanse, ăsta a cerut rezilierea contractului din cauza eliminării din Conference League. Ne-am putut garanta perspectivă pe termen lung. Patrick nu a avut nicio situație care să joace puține meciuri, ar avea probleme de a-și găsi un nou club în vară. În consecință, trebuia să accepte orice îi s-ar propune. Deci ăsta era un pins cu ușa. Zice, hai mă, nu pleci. Păi da, hai mă, nu pleci, dar el nu putea, fi atent, el avea totuși contract cu ei, putea să judece în continuare cu ei. Păi da, dar eu fi zis că el a luat pe de-astea cu perspectiva, că gândește-te că după nu-ți mai găsesc nimic. Păi putea să zică, băi, eu stau până în iarnă, am contract cu voi. Eu stau până în iarnă și în iarnă îmi caut echipa. Trăiesc cu echipa, cu voi și la revedere. Eu nu plecam în locul lui. Are 30 de ani, nu poți să spui că vrea să joace, că... E, da. E ceva Dinamo, ciudat. Aparent Dinamo a fost singura echipă care s-a interesat de el. Nu mai poate, îl schimbă. Da, e ceva suspect aici. E suspectă treaba. Că teoretic el acum dacă ar veni, ar trebui să aibă un salariu de cel puțin 15.000, nu? Iar ăștia nu au forță să plătească salarii, că s-a văzut, au făcut o economie drastică. Ce au făcut ei acum? Să caut salariul lui de la SASC, poate ia îl găsesc? Ia vezi, poate îl găsești, chiar sunt curios. Eu zic că e peste 20.000. Și prefera să stea era acolo. Păi a zis că era cel mai mare, nu? Da, eu zic că e peste 20.000. Acum, nu știu, 20, 25, eu știu. Nu știu ce salarii ofereau ăștia, dar Slasca ăștia nu sunt o echipă super tare în Polonia. Nu știu cum să zic. Un fel de... Chiar m-a așteptat, na. Salariul lunar? Oțel. 65.034 PLN. PLN? Ce să spune? PLN? Ăsta, nu știu cum se numește... În lei, doamne, în euro trebuie să pun. Pune în euro, măi. 15.000. 15.000 de euro. 15.000 avea la ei acolo? Oh, ca lumea. Da. Gata, îi oferă ăștia. Așa puțin la ăia, la polonești? 15.000. Slav. Așa am găsit. I-o fi dat 12.000? Ăsta a zis, bă, pentru a venit? Nu, dar cred că da. Dacă i-a dat, ai să-i între 10 și 15.000, dar oricum e un salariu mare, hai să fim serioși. Că ăsta dacă venea, eu am zis că dacă vine, nu vine pe bani puțini. Adevărul e că dacă aduci un jucător care e experimentat, care are cât de cât o cotă, nu-ți vine, sub 15.000 nu-ți vine, clar, fără nicio discuție. Sunt un fel de Timișoara, Wroclaw, un oraș mare și șmecher. Pe oraș mare și șmecher... Stai așa că acum iară mă iau nervii. Pe Băluță cât are? De n-a vrut să vină la noi. Păi n-a vrut să vină. Ia caută-i salariul Băluță, dacă găsești. Dar nu știu dacă să găsesc. Tudor Băluță, salariu Slask, mă rog. Da. Tudor Băluță și manuscris. Încearcă și vezi. Din mișcările de trupe, care sunt? Neagoie s-a dus la Buzău, nu? Da. În 2026 a semnat Băluță. Nu știu de ce este acum Italiei la prezentarea lui Tudor Băluță. L-ar fi confundat. L-ar fi zis că Italia. Dar nu găsesc salariul lui Tudor Băluță. Băi, s-a rupt Bordușanu până la urmă? Ce-a pățit? Cum a ieșit? Deci nu e pierdere mare Bordușanu, dar nu trebuie să acționeze Sermani și Togolezu.
ăia nu joacă, ăia sunt în siguranță. Bă, Bordu, și cum s-a accidentat? Ce a pățit? Nu v-ați uitat și voi? A ieșit pe picioare? Călca în picior, deci n-avea treabă, nu? Era cu, la genunchi sau musculare? Nu v-ați uitat că se vede? Și că nu mai are un picior, ce discu. Băi, nu mai terminați cu circul. Mă, se ținea de coapsă, a avut probleme de coapsă. A, bun, nu-i problemă. Muscular, a, Doamne ajută. Să nu fie de operație sau ceva, Doamne ferește. Dacă e asta musculară, nu-i problemă. Bordul se reface. Are altă problemă. Da, oricum. Bun. Dacă e muscular, e ok. Dacă nu e la genunchi. Nu scrie salare. Nu găsește nimic. Când are ceva la genunchi, nu mai calcă în el. Nu mai calcă în picior. La revedere. Merge cu el pe sus, pa, pa, că îl ia pe brațe. Dacă călca pe picior și se ținea cu mâna de coapsă, e altă treabă. E problemă musculară, asta e. Ce-o fi, ruptură, nu știu ce, tot e mai bine. Se reface. Ia, poate găsesc salariile ăsta la dealer. Poate are întindere. Ia vezi. Cum dacă te cheamă pe ăștia? Să nu se accidenteze prin vreun bar togolezii noștri? Sau la duș cu Nicoleta. Selmani, dacă s-a accidentat, ne condamnă să jucăm cu rotund. Doamnei, doamnei. Nu știu, bă, că a zis Nicoleta. Eu am încredere în Nicoleta, că aduce un atacant. Eu așa am văzut, că aduce atacant. Băi, probleme mari, probleme mari. Cornel din un spital. Da, am văzut. A căzut, a avut probleme cu piciorul, nu știu ce probleme. Cel mai bine plătit jucător de la ei era Eric Esposito. Deci, grila salarială pe care am găsit-o era așa, Eric Esposito, 28.408. Da. Da, deci ăștia e cam echivalentul la euro, dacă ăsta are 15.000. Da, da, da. De ăsta înseamnă că 15.000 in euro. Ia să vedem. N-are cum. Acum am zis că 3.000, n-are cum. Ce înseamnă asta? Brânză. Să aibă 3.000. Nu poate însă 3.000. Terminați cu circul. Polonia plătește mai mult, câștiguri mai bine decât noi. Mă, ce... Atenție, câștiguri săptămânale 3.000. A. Păi și așa e puțin. La ăla, la Esposito, nu te uitai? Nu, la al nostru. La al nostru, deci, la Olsen? Da. Păi tot e puțin. Tot așa, 15.000. 15.000 vine, da, cam așa. Deci salariul lui anual era 780.000 in euro. Ia să vedem. 182.000 de euro. Salariul lui anual. 182.000. Cam pe acolo. 12-15.000. Cam pe acolo. Da, ăla-i salariul. Deci ăștia au moneda echivalentă cu euro. Ok, bine de știut. Nu atrage atât de mult Polonia. Deci, bă, dacă el e pregătit, dacă el e pregătit, fii atent, el e pregătit, el s-a pregătit cu echipa. Aia au spus, bă, nu mai intri în planurile noastre, găsește și tu trupă, o fi intrat din pe fir. Dacă i-a oferit același salariu și i-a achitat la zi, poate i-a mai fi dat și cu un salariu două ca să plece, știi? I-a mai dat aia ceva în mână, au plecat, liniștiți, a plecat liniștit. Acum vorbesc pe stii că are 15.000 pe săptămână și asta însemna 3.000, deci na. Am dibuit acum. Deci ăsta are 28.000. Deci ăsta are dublu. Exposito ăsta și Exposito ăsta ce juca? Vârf. Era parcă vârf, era mijlocaș ofensiv? Vârf. Da. M-am uitat eu pe la ei pe echipă, că nu-i știu eu, îți dai seama că nu-i visez eu pe ăștia. M-am uitat acum la dinar pe echipă și era vârf de atac. Numărul 10. 2.500.000 cota de piață. Bun. A dus de la Las Palmas. Da, dar a plecat și ăsta. E în Qatar. Da, mă, s-au cărăbănit aia, că e treabă nasoală cu banii acolo. Vezi? A plecat și ăsta. Deci de-aia Patrick Consul a rămas, că nici Burac ăsta nu mai e, nici Zahore nu mai e. Deci mai era doar el. La juniori îi omorâm pe germani, nu facem bine, ceva bine de la seniori ne omoară și aia pe noi. Campionatul din Polonia este peste al nostru. Băi, și la bani sunt clar peste noi. Doamne ferește, când te gândești că
E mai mic cu 2 ani ca Lucescu, mister? Da. Băi, mister e nasol. Dar a fost și inactiv. El, dacă soția lui a murit și a rămas singur, nu știu care a fost, a fost mai inactiv el așa. Știi cum e treaba? Că dacă nu te stai mai mult în casă, el citește foarte mult. Știi, nu e, la vârsta asta trebuie să faci multă mișcare, multă mișcare. Și asta a fost problema. Sunt foarte mulți care, uite, la 80 de ani sau 70 ceva de ani, sunt foarte fâșneți. Pentru că se întrețin, adică au un obiectiv, se duc la, au un, de ăsta, un program. Se duc încolo, încoace, vin, fac treburi casnice, nu știu, și problema e că el a stat mai mult în casă. Mister. Ce să zic? Fumează mult, așa? Da, fumează el. Oricum, ce să faci? Și, adică, câte am înțeles, are o problemă la un picior și acolo ai din fotbal, clar. Nu știu acum ce să zic cu germanii. Ci că el i-a șmecherit pe ăștia și i-a învățat să fie analist sportiv pe Panduru, Cosmescu și compania de Orange. Ce să zic? Nu... Să-i dea Dumnezeu sănătate, ce să zic? Da, uite, Lucescu da, e... Lucescu e ca o căprioară. Dacă a avut activitate, știi, nu-i bine dacă te retragi din activitatea ta așa și te-ai trecut pe linie moarte, e greu. Să te retragi pe repede. Sau... Nu e ok. Dar el putea să mai să rămână consilier, să aibă, și făcea așa un target, știi? A, nu găsesc nimic de salariul lui Băluță, dar cred că ăștia au ca în Premier League. Se afișează... Mai târziu, da, da. Se afișează la când se dă banul, când se face... Da, îi fac eu medie, da, la salarii, bilanțul ăla, anual. Bilanțul anual și se face public. Am văzut că era o listă cu toate salariile. Așa ar trebui să fie și în România. Cine mai vine? Cine mai vine? Cine mai să vină? Ce s-a întâmplat cu Cornel Dinu? Cornel Dinu e internat în spital. Are niște probleme medicale. Eu când am înțeles, s-a căzut prin casă, au o problemă, am piciorul drept sau piciorul stâng. Da, din câte știu, în Premier League, la martie de obicei, se închide anul contabil și atunci echipele dau raportul și se fac publice. Da, au un bilanț. Păi îl ia direct de la fisc. Îl ia ăștia, dacă nu-l fac ei public, îl ia ziariștii, că aici tot tu găsești orice. Aici și la mașină, dacă vrei să vezi ceva la o mașină, bași numărul de matriculare, țap, ți-ar afișează tot despre ea. Și nu trebuie să fie mașina ta neapărat, știi? Plătești o taxă și... Cine să vină, mă, SN? Cine să vină? Mai vine? Cine? Ori să nu l-a semnat, gata, până în 2026. Ce mai știți de Verkovski? Nu mai știi nimic, Boran Gigel. Neacorin a spus într-o emisiune, trebuia să se opereze de mult la șol ca să-și revină. Are dublă fractură de tibie și peroneu, ruptură de menisc, ruptură de ligamente cruciate, în rest e bine. Cine, Bordu? A, terminați cu circul mai cobiți. Doamne, ferește. Ferească Dumnezeu și tu ești criminal, Cristiane. Băi, Cristiane, dacă te duci la... Da, nu, închide, gata, am văzut salariile. Deci e clar că ăsta, îți spun, gata. Eu acum pentru mine e clară treaba. Au intrat ăștia în criză de cașcaval. Omul era acolo. Nu prea mai vreau să-l joace, că vreau să renunțe la el, să nu mai plătească. Oferte el n-avea, el avea contract și a zis, bă, caută-ți echipă, eu fi spus, caută-ți echipă, spui la fani, nu te mai băgăm că te dăm accidentat, știi? Tu caută-ți trupă și când pleci. Și el, dacă și-a găsit echipă, probabil că i-a dat și 2-3 salarii în plus și a convenit că a plecat cu niște bani în mână de la aia și a venit la Dinamo pe aceiași bani. Și aici joacă. Și problema, adică nu problema, lucru bun care zic eu că e... El nu e, este pregătit. Asta e treaba. Nu e accidentat. Nu e, 100% nu e accidentat. Nu e Boran Gigel, nu. De asta de Olsen? Nu cred că e accidentat. Nu e. Ea a fost vrăjeală, mai mult ca sigur. Ăștia nu mai aveau bani și nu știa cum să-i păcălească pe fani. Noi acum le punem cap la cap. Ce ai găsit tu informații pe acolo și cu ce am obținut noi pe presă, da, gata. Cum ți-am zis la început. Au ieșit din Conference League, ei se bazau foarte mult pe banii din Conference League. Da. A adus foarte mulți jucători în vară și acum au luat-o în bot. Când au intrat nici în Conference League, nu mai au bani. Da. Mă, ce e important, fii atent. El a avut o anumită valoare. S-a oferit, îți dai seama, puțin din jucători din lotul lui Dinamo au fost jucători pe care s-a plătit vreun bani. Deci e Soro, ăsta băiatul ăsta Olsen, mi se pare că și până la ore s-a plătit o sumă la un moment dat. Parcă ține minte. O
și Milanov. Deci sunt vreo 4 pe care s-a plătit bani. În rest, n-ai ce să zici. Deci te uiți la chestia asta. Bă, s-a plătit bani, înseamnă că a avut o cotă bună, a avut o valoare bună. Da? Ne-am uitat până materiale video așa, e un jucător mai mult decât decent din cât am văzut eu așa, dar nu zici că e extraordinar. La goluri așa a dat niște șuturi, nu, Mihai? Da, pasează bine, pasează bine. Parcă niște șuturi de la distanță a avut, trage binișor. Poziționarea e bună, se poziționează bine, adică na, e un mijlocaș bun, zic eu pentru România. Deci ea n-a mai avut bani să-l țină, din a mai intrat pe fir, i-a dat ea niște bănuți în mână ca să plece liniștit, să nu-i mai chinuie pe ei cu banul, le-a convenit, au desfăcut contractul de comun acord. Și el a venit, cred că, pe aceiași bani aici. Eu nu cred că a făcut un pas înapoi. Deci e clar că are salariu mare la Dinamo. Pentru că Dinamo intrase, să fim serioși, și Niculescu acum era și în criză. Că se termină perioada de transferuri și nu mai avea pe cine să aducă. De adus trebuie să aducă pe cineva. Și e logic că dacă aduci acum câțiva jucători, trebuie să-i aduci mai buni. Și dacă îi aduci mai buni, trebuie să plătești. Și are de unde, are de unde, Mihai, pentru că... Are mulți tineri care sunt plătiți cu bani puțini. Și gata. A căzut în casă topul lunii, Cornedino. Da, Cornedino a căzut în casă, a avut un colaps. Da, și a pierdut cunoștința, nu știu, i-a luat cu amețele, are niște probleme medicale. O să facă investigații, vom vedea. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Asta zic și eu, Mihai, că când ajungi la anumită vârstă trebuie să fii activ, că dacă te... retragi așa din viață, știi, stai în casă... El suferea foarte mult după soția lui, din câte știu, a avut niște probleme. Dacă ești așa, ai toată familia validă lângă tine, ai un obiectiv pentru care să trăiești, ești ok, știi? Asta de anul trebuie să găsești țelul în viață. Da. Oricât de neagră ar fi situația. Mă, Doamne, ajută să fie bine, mister, ce să mai. Nu mă interesează să-l vândă cineva, eu vreau să joace la Dinamo. Ce-i mă, Gigi? Da, e danez, Patrick Olsen îl cheamă. Blaș Florin. Da, Cătălin, nu cred că e vorba de vândut. Adică și se bucură și rațește de mine dacă nu pe Olsen. Dar e bine că s-a acoperit pe post. Oricum, salariul e destul de mare. Adică sigur are 12.000, sigur are, de 12 și 15.000. Măi, omule, dacă avea 15.000, ăla n-a venit pe mai puțin, îți garantez eu. Eu acum nu eu că... Eu cred că a venit pe mai puțin. Nu cred. Eu zic că da, pentru că acolo nu mai juca. Și? Mai avea un an de contract și din a mai a dat 2. Dacă ai zis și tu că i-a dat și ea un ban acolo să plece, o fi acceptat bine, mai am 2000 de euro mai puțin, dar măcar mai am un an în plus de contract. Poate să fie și așa, nu zic nu, dar eu nu cred că a plecat mai puțin. Pentru că el putea să zică, băi, eu oricum aici am 15.000, stau liniștit, mă pregătesc, mă antrenez și în iarnă îmi găsesc echipă și plec. Eu cred că s-a speriat. Eu cred că s-a speriat pentru că l-a anunțat de mult. A văzut ce a zis antrenorul, că i-a zis că nu mai ai explozie, că nu mai ești în dinamica jocului și a anunțat de mult că trebuie să plece. Și s-a speriat că nu i-a venit nicio ofertă. Ai văzut ce zicea soția lui că vrea să se ducă în Danemarca și n-a venit nimic de acolo și s-a speriat. Și probabil că dacă mai stătea un an, nu-l mai căuta nimeni. Eu știu. Cine știu? Da. Și asta e un pic suspect. Da, o fi adică dat înapoi. Posibil să fi dat înapoi, da. Să fi dat înapoi puțin asta, la bani. Asta e singurul lucru suspect. Oricum are salariu, adică are salariu între 10 și 15.000, clar, fără nicio discuție. Da. Asta da. E lucru un pic suspect. Tu știai că, ați văzut ce a declarat soția lui, tu știai că trebuie să pleci, da? Și directorul lor a zis așa, i-am zis că trebuie să plece din iulie, după eliminarea aia din conferință, din iulie, august, așa, și chiar înainte, știu că nu intră în vederea lui că l-a adus pe Băluță, mă rog. Așa și i-a zis să-și caute echipă. Corect. Și omul nu a primit nicio ofertă. Până acum Dinamo a fost singura echipă care s-a interesat de el. Da. Și eu vă zic că a intrat în panică. Pentru că dacă mai stătea un an și nu juca, nu-l mai lua nici dracu. Asta era problema, că nu mai juca și ieșea din vână, dar așa el e în vână, știi? Că și Dinamo a mers pe chestia asta. Bă, luăm, băgăm mâna puțin în buzunar, dar luăm și joacă. Da, e bine. Deci înseamnă că nu e accidentat. E clară treaba. Deci nu e accidentat. I-au mințit ăia. Ăia l-au trecut pe linie moartă ca scape de el. Au tăcut din gură, cred că i-au spus și lui, bă, nu ieși în presă, nu spui nimic, ataci din gură, asta e treaba. Îți găsești echipa, ai plecat. Mă enervează pe mine acum. Deci ăsta avea 15.000, da? Da. A venit Băluță. Da. Pe Băluță, pe cât a venit voi, fraților?
De ce n-a venit la noi? De ce n-a... De ce... Mai degrabă mă băteam pentru Băluță. Că știu că e român, e de-al nostru, are și o vârstă bună, nu e chiar prost. Băluță e după operație, ăsta n-a fost operat. Mai bun e ăsta, zic eu, decât Băluță. Și are 30 de ani? Are 30 de ani? E țapăn, adică ai experiență acolo la mijloc. Nu știu ce să zic. Da, eu cred că au încercat să aducă un jucător cam cu experiență. Știi că au văzut ei că la mijloc acolo e treaba. Au văzut că e pe ei. Bă, pe Dinamo acum cine îi ține în joc? Îi ține Naorei și cu Milanov. Hai să fim serioși. Că da. Și au văzut că acolo la Milanov sunt probleme. Și că în momentul în care îl scoate pe Milanov afară... Germania. Ai egalat Germania? În momentul când îl scoate pe Milanov afară, ei nu au rezervă ca să vină la valoare. Ai văzut? Vine cu ăla, cu Mărginean. Ăla nu poate să facă treabă. Ce naiba? N-ai cum să faci treabă acolo. Ăla poți să-l bagi așa când ai nevoie să tragi de timp, să mai ții rezultatul, să mai aglomerezi acolo. Dar în rest, nu, n-ai ce să... Băluță, ci că pe 9-10.000 e mai bun Olsen. Păi și eu zic la fel. Mai bun e Olsen. Și eu la fel făceam. Nu l-am pe Băluță. Băluță e după operație de ligamente. Nu l-am. Pe Băluță. Atunci... Știi de ce, știi de ce nu l-am Mihai? Pentru că dacă era o afacere cu el, îți ținea Hagi de el. Dacă l-a renunțat Hagi la el, nu e ok. E ceva în neregulă cu el. Ok. Păi atunci, ce să zicem? Felicitări. Părerea mea. Ai luat un jucător, te-ai luat la ăștia. Baiu. Da, păi cred că s-a ales cu jucător bun. Dinsă, cred că e un jucător bun. Nu știu, să vedem. Nu mă pot pentru campionatul pronunța. România zic că e bun. Mă, important e că eu cred că poate să joace. Asta eu zic. Nu mă aștept. Eu mă aștept să fie sub Milanov, totuși. Dar pe acolo. Adică un pic. Băi, n-a mai fost niciun danez la noi în campionat. Nu putem să spunem acum, credem. Uite, spuneau băieții că n-au auzit. Tu îți mai amintești de vreun danez până la noi în campionat? Hai, căutăm. Ia vezi. Da, găsesc. Danezi, Liga 1. N-au ce să facă, trebuie să transfere. Au văzut ei că nu mai merge treaba. Știi, perioada de transferul se termină. Și au văzut că e groasă. Trebuie să transfere. Atacant trebuie să aducă, n-au încotro. Pentru că la atacant s-a accidentat ăsta și că îl operează. S-ar putea să stea 2 luni. Dacă îl operează, stă cel puțin 3 luni. Și că îl operează. La operație? Îți spun eu? Cum? Însă cred că au fost danezi, dar nu ne amintim noi de ei. Păi ia, caută. Nu găsesc. Nu sunt, că au zis băieții că n-au. Păi ia caută, caută simplu. Jucători jucători danezi în campionatul românesc, în Liga 1. Nu? N-ai găsit nimic la chestia asta? Danezi. N-am decât să stau să mă uit pe istoric cu Transfermarkt. Nu, eu nu mi-amintesc. Jucător, vreun jucător danez în campionatul românesc. Poate doar pe la CFR Cluj să fi fost. Că ei au fost așa mai cosmopoliți, mai... Dacă mai vine și un atacant decent, băi, la atacanți nu ne aducea niciun atacant. S-a accidentat Abdalac și atunci a trebuit să-l aducă. Acum, deci dacă Abdalac că se operează ori azi, s-a operat azi sau mâine. Nu știu ce se întâmplă cu el. Busulazic la noi. Cristian Popescu. Busulazic era bun, Busulazic. Da, am avut noi. Busulazic, nu știi? Dar el ce? Da. Era danez Busulazic? Nu mi-am amintit să fie danez. Bă, ăla a fost bun. Busulazic. Așa se numește. Busulazic. Uite, Cristian Popescu zice că da. Da, mă, să știi că nu era bosniac, mă. Era bosniac. Am găsit și eu. L-ai găsit bosniac e? Azer Busulazic. Era din bosniac, da. Bosniac? Nu mai umbla cu prostii. Dar are cetățenie, dar din Danemarca. A, avea dublă cetățenie. Știai tu ceva, bravo. Dar nu era danez pur. Este născut în Bosnia, dar părinți ceva, un părinte are danez. Un fel de selmanie era, Busulazic. Da, și, da, păi uite, vedeți, în legătura selmanii suedezi, ăsta danez, imediat. Da, o să vorbească în limba lor acolo. Eu nu știu la Dinamo să fi fost un jucător danez, dar nu la Dinamo, în campionatul românesc, îți amintești vreunul? Nu ne amintim niciunul. A jucat foarte mult în Danemarca, dar e bosniac 100%. Da, Busulazic. Păi și ăsta a jucat și el, Selmania a jucat un campionat în Danemarca și în Liga 1 și unul în Suedia are. Dar el e suedez, cum ar fi, nu-i danez. A intrat Pașcalău la U20. Hai să-l vedem. Mamă!
Ia să dau repede pe... pe... Cred că o să fie 3-2 pentru Germania. Hai mă, nu cred că e așa slab. Dacă la... Oricum, că competiția asta e degeaba la Under 20. Dar oricum ai rulezi jucătorii. Are, dai și tu o șansă. Și că nici ăsta nu este... Ce ce? Nu e pur danez la 1.78. A, danezii puri sunt, da, mai înalți. Uite la Eriksen ăla de la... De la Arsenal sau unde a fost ăla, Eriksen? La United e. La United. Mai este acolo? Păi ăla nu e înalt, nu? Și a fost la, a fost la Tottenham. La Tottenham. Eriksen ăla parcă 1.78, tot așa, 1.78, 1.77, pe acolo. Ia să ne, ne dominește acolo, călare pe noi. Bă, dar de la 2-0 se întoarcă, mă. Și Pascală unde joacă? E formulă de 3 fundași sau de 2? Cum joacă? Ia să ne uităm. Cred că încerc să caut. Cred că a băgat trei funduri. Tu caută, că mă uit aici eu la, la așezare să-i vedem. Păcat de bordul, mă, îmi pare rău că s-a accentat. Hai că ne uităm la Pascală să vedem. Avem o jucătoră Liberia, pe Camara ăla. Mamă, joacă Camara iar cu ăsta nu Boateng. Liberia, Togo. Iar îi rupe coloana. Danezii sunt buni la fotbal, dar totuși Liga 1 nu au cum să facă față. De ce nu au cum? Nu au cum să nu facă față. Băi, scuze, am citit repede. Nu au cum să, să nu facă, da. Caiova până anul trecut pe Soiri ăsta, nu știu. Așa? Am uitat în prima oară acum. Și am venit și ce-am plecat acum anul ăsta, să dacă găsești. Pe Digi Sport 1. Mistrati a jucat la CFR. Păi ce, Mistrati e danez? E albanez? Mă, cultură fotbalistică bună, e ok. Opa, opa, ocazie. Băi, cum i-a egalat ăștia, mă, băi, frate, românește? Noi suntem, băi, avem o gândire așa. Asta e ceva psihic. Cum e acum de la 2-0 se întoarcă? Să sperăm că o să fie bun măcar rezervă pentru episodul 2. Eu nu cred. Eu cred că o să fie la... Eu cred că se impune până la urmă. Măi, campionatul polonez este mai tare decât ăsta din Liga 1, clar. Nu, no, cred că e peste Milanov. Nu crezi? Nu, no, păi Milanov a fost la un nivel mai înalt, totuși, ca el. Da. Acolo, așa, de acolo, pe istorie, da. Pe... Pe cote, pe ce vrei, da. Ca la CSKA. De la jucat la CSKA Moscova. Da. A fost piesa acolo. Adică, mm-hmm. Na. Nu e... Dacă o luăm pe CV, e mai bun. Da. Da. Și eu și cred că e și mai bun ca fotbalist, dacă îl duce fizicul pe Milano. Mm. Am o impresie totuși că nici ăsta nu stă foarte bine ca fizic, pe fizic. Am așa o presiție. Adică ei doi cred că se completează. 50 de minute unul într-un meci, 50 de minute cealaltă într-un meci. Florin zice că Mistrati e danez. Mistrati e danez ăsta? De unde e mă ăsta? Ia să-l căutăm, Mistrati. Mistrati. Ia căutăm. CFR? Nu știu, unde joacă mă Mistrati? Vito... Da, e danez. E danez și a jucat la CFR până acum 2 ani. Și ia vezi, ce a făcut? Uite. Nu amintesc de el. Nici, am abonat. Cred că a fost rezervă, nu prea a prins echipa. Statistici... toate sezoanele. 3-2 Germania? Băi, lasă, le. A jucat și... A avut gura pocită, Mihai, a exist de Pascalău. A intrat Pascalău și de pe... Pentru Germania. Era greșit. Ăia sunt... Se-a îngrămădit toți în care... No. Da, băi. A jucat 73 de minute la CFR. Piesă. Da? A fost danez. Ce postă are? Stai două secunde. De Caripă era. Parcă. Unde ești? Mijloca. Mamă, dar asta era polivalent. Mijloca central. Postul de bază. Așa. Ăștia au jucat la pariuri, mă, nu se poate, mă, să te întoarcă așa. A intrat la Pascalău, e 3-2 pentru Germania.
Hai de capul meu ce am, ce văd aici. O să jucăm la pariuri, mă. Parcă văd că ne bate Kosovo cu tot cu Kipciu, Kirikesh, dinozauri. Ai intrat Pașcală? Cu al de mână pe Pașcală, sărac. A fost penibil la faza asta. Ce căuta el? Era pe linia porții pe acolo. Păi avea un singur om în care acolo, dar era liber și erau retrași toți pe linia porții. Suntem hater, Robert. El a jucat perfect acolo. El ținea, el ținea bara. El trasa da? Tușa, linia porții. Nu mai mult. Am vrut să văd Pașcalu. Da, te grav a dat 750.000 pe Mecavajvili ăsta. Interesant. Patrick e la under 20? La under 18 pe Patrick e. Dar fi eligibil. Nu știu când a intrat, am anunțat băieții aici, că a intrat și m-am gândat și o să văd. Că a intrat de 5 minute, cred că. Cum a intrat de 5 minute, gata. A intrat și ținea bara. A intrat și stea pe linia porții. Era unul pe la 11 metri liber și patru români erau în careu. Pe linia porții. Îmbrățișeau bara. Sugeau bara. Asta! O lingeau. Dar convoca pe Patrick la România Old Boys. Ia stai, mai bine mă uit doar la Dinamo, că n-am răbdare să mă uit atâta a Liga 1, mă uit doar la Dinamo, să văd dacă noi am avut, dar ne scăde, restul nu mă interesează. Uite că s-a dovedit că am avut. Era unul ca Strati, Mistrati, nu știu, dar bine nici ăsta, după numele nu e ori danez ăsta. Mistrati, ăsta e numele de albanez. E pășitură de danez. E albanez, mă! Hai că-l caut deci, pe transfermarkt, ia. Hai că-l caut eu. E danez, m-am uitat eu. Dar nu poate fi curat. Are ceva. E albanez, după nume. Mistrati. Mistrati. Deci ăsta e albanez, 100%. Îți garantez. Mistrati. Ia să îl cheamă Vito Hammershøi Mistrati, nu? Da. Încă mai joacă. Joacă, păi e 32 de ani. Când a luat acum 2 ani. Era tinerele, era în fara vârstei pe lângă Patrick. Ia să vedem ce cot are, 400.000. Mijlocaș central, Mistrati. 1.77, sunt trași la Xerox ăștia. Na, că zicea, dar e danez, chiar e danez. Na, nu e. A, nu, 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 Italii. Are dublă cetățenie, italian, danez. E italian. Mistrati. E corcitora. Deci nu e danez pur. Asta Olsen ăsta, nu, pă, ăsta este clar, ai văzut cum e, ce față are. E tipic. E tipic că ăștia danezi au păr până la vreo 30 de ani, așa, 29-30 de ani. Și după aia, gata, le cade părul. N-ai văzut? De la stres. Sunt blonzi. De la prea multă păsărică. L-au convocat patiche la România Old Boys. E pe gondolă. Mistrati, da. Și că Patrick i-a cerut recalculare la pensie. Păi a venit, trebuie să-i fi venit. Deci gata, l-am găsit și pe Mistrati, vi l-am descoperit, da? Deci Mistrati, italian. Italiano vero. Italiano vero. Ia uite, 250.000 de euro s-a plătit pe Bacai. 100.000 de euro pe Novopski. Helder, 200.000, nu îmi amintești pe Helder ăsta. Helder? Da, aparent a fost la noi. Curtean, 700.000. Platini, mamă, ce gloabă era ăla. Asta mi-l amintesc. 600.000 de euro. Sorini, Spir. Era pe Tardoso. Da. Bun, gata, am descoperit, am vorbit de ăsta numai, că e clară treaba. Gabriel Torge, 5 milioane udineze. E morbune, vindeam și noi. Vindeam, luam.
Erau vremuri bune. Deci gata, cu Olsen ne-am dumirit, nu? Ne-am lămurit, da. Ne-am lămurit, cam asta e treaba. Mâine la cât intri, Mihai? Tu vii pe la 11? Încerc, da. Ce că încerc. Hai că am misiune. Ai treabă la pub? Nu știu, sincer. Nu știu dacă... Dacă ai la pub, asta e. Vii tu mai târziu. Vii mă achit, că e mai mișto. T-ai luat 5 beri în bol, pac, tătic. Dar tu nu bei bere, tu bei numai tărie, am auzit. Pentru că de obicei vin cu mașina, că nu știu. Păi tu bei suc, apă, nu știu ce, n-ai cum să... Băi, deci mâine seara ne vedem la Know-how European. Ora 21:30, ora României. O să deschidem emisiunea eu cu Florin și cu Tudor. Și după aia o să intre pe parcurs Mihai, o să mai intre Ovidiu, Aliuță, cine și cine nu o să mai intre, care o să mai vrea. S-a terminat Mihai meciul la România? Mai un minut. Să mai scriem puțin, da, ok. Bine, ți-l atacam mai bun, ca el nu este. Burcă revine în iarbă. Ok, gata. Deci ne vedem mâine la 21:30, gașcă. Gașcă roșalbă. Da, Tudor, nu știu ce să ține pe TH, gazetate Cătălin. Eu place lui, nu. Tudorică? Băi, Tudorică are el. Cine știe cum? Fiecare vede fotbal. Hai că vorbim mâine cu Tudorică, îl întrebăm. Acum a zis că nu mai susține pe TH, așa a zis. A zis că nu mai susține? Da, așa a zis. A venit și a zis, băi, gata, nu mai. Chiar nu-i mai acord nicio circunstanță. Ca să dăm un mic spoiler, băi, frate, ați văzut ce a declarat omul ăla? A venit un jurnalist și a zis, domnul Ten Hag, în 3 ani n-ați făcut nimic. De ce tot timpul să-i vină jucătorilor și niciodată vine dumneavoastră? Și a zis, ce vrei să spui? Și a dat exemple. Că începeți construcția de la portar și n-aveți mijloc fundașe tari care să construiți. Că n-aveți închizător și v-ați stădui. Că să fac aceleași greșeli pe construcție tipic când era dumneavoastră. Că ați fost primul manager de la Manchester United care a terminat cu un gol averaj negativ. Da, l-a omorât jurnalistul ăla. Și el a zis, da, da, am câștigat trofee. Eu sunt după Pep, am câștigat ce m-am... Pare trofee, ce mai le-a dat peste bot? Asta e. Da, și după aia a zis ăla, da, cu Cavani care a zbătut cu arbitrii minutul 120. Că a anulat golul ăla, iurea. Hai, păstrează subiectul Ten Hag pentru mâine, că mâine îl însângerăm. Te așteptăm pe tine, fii atent, nu o să încep cu Premier League-ul, începem cu italianul, ca de obicei, italianul și francezul. Și după aia, până terminăm noi subiectele astea și începem așa, Dinamo, național la prima dată, că e meciul. Ați auzit un fan fake care a ieșit acum despre City și cu asta termin? Cât și că Pepa a acuzat pe ea că au venit peți morți la finala FA Cup, era de la petrecea pentru titlu și că ai dat vreo 2-3 peți. Nu cred asta. Mamă, că nu cred. Stai când se apucă Garli să bea. Le trebuie câte o cisternă la astea. Ce să mai... Să ai 3-0 cu Cavani, să faci 3-3, să-i bați cu greu la penalti. Băi, asta e. Așa e fotbalul, e frumos. Și a avut și gol anulat. Păi da, cine știe ce ordine a avut. Bine, Mihai, ne vedem mâine. Te aștept. Subiectul Premier League îți aparține. Te aștept eu cu Tudor să fim pe felie acolo. O să vie rubrica ta asta cu Premier League. Hai, bine. Ne vedem mâine, te-am pupat. Baftă gașcă, forța Dinamo. Mai bine, forța Ciao. Dinamo, forța Olsen. Ciao. Ciao. V-am pupat, băieți.